Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Bună seara, doamnelor și domnilor. Suntem la o nouă ediție a podcastului Vasile Stoiculescu. Stăm de vorbă cu un antreprenor din zona Ardealului, mai exact din Sibiu, domnul Nicolae Popa. Însă, înainte de a plonja în subiectul de astăzi, dați-mi voie să vă prezint ceva spre audiența dumneavoastră. Oh, se pare că nu. Da, o să încerc să-l deschid, dar acum vreau să prezint un fișier video, două secunde. Avem o mică problemă tehnică, dar se va rezolva în câteva secunde. Doamnelor și domnilor, am urmărit în premieră un clip cu Mihail Neamțu și vom reveni pe parcursul podcastului cu lămuriri privitoare la motivul pentru care v-am dezvăluit în premieră aceste imagini și vor mai urma altele. Mai exact, invitatul meu din această seară, domnul Nicolae Popa, antreprenor din Sibiu, va avea un anunț important de făcut, care sper să fie ascultat și urmărit de cât mai multă lume. Dar înainte să ajungem acolo, domnule Popa, mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația mea de a avea această discuție importantă în această frumoasă seară de duminică. Și vă rog, dați-mi voie să încep prin a vă întreba cine sunteți, cine este Nicolae Popa. Bună seara, domnule Stoiculescu, și bună seara tuturor celor care ne privesc și ne vor privi în reluare. Sunt un tată a doi copii, inginer de profesie, antreprenor din 1991, așa zisul patron al societății comerciale SC Hardwork SRL din Sibiu, moț după tată, mocan după mamă, cu o vârstă destul de înaintată, care mi-a dat posibilitatea să am ocazia de a avea o experiență de viață vastă, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere social. Și vreau la început să vă mulțumesc pentru ocazia de a avea această seară, acest dialog cu dumneavoastră. Și sper să nu vorbesc lucruri care le-au zis toată ziua la televizor. Sper să mă fac înțeles, pentru că pregătirea mea tehnică nu e totdeauna compatibilă cu, să zicem așa, exprimarea literară sau oratorică într-o asemenea discuție. Vă rog! Vrem să vorbim în seara asta despre situația politică a României, iar dumneavoastră aveți deja experiență politică pe lângă cea antreprenorială, pentru că, din ce știu, ați pus umărul la fondarea unui partid politic care, din păcate, nu mai există, s-a numit Noua Republică. Așa este. Și eu
îl consider un promotor a ceea ce se întâmplă astăzi, un continuator al vieții politice, nu e un eșec. Noua Republică, înființată alături de Mihail Neamțu și alături de mulți alți colegi, a fost pentru mine o experiență foarte, foarte bună și benefică atât mie cât și celor din jur, dându-ne posibilitatea să ne ascuțim cumva săbile. Pentru că în orice domeniu, că este profesional sau este social sau este politic, oamenii trebuie să se pregătească înainte de a profesa acea meserie sau acea acțiune, să facă acea acțiune, are nevoie de o anumită pregătire. Și aici mi-aduc aminte și v-aș spune o scurtă poveste despre modul în care Avram Iancu, un strămoșul nostru, și aduna în poinele albacului milițiile din acea perioadă a 1848, în care nu aveau telefoane celulare, nu aveau posibilitatea lui Messenger sau unor postcasturi, și își puneau niște avamposturi. Acele avamposturi, în momentul când se apropiau niște pedestra sau niște călăreți, strigau: se apropie un pâlc de călăreți, se apropie un pâlc de pedestrași. Din tabără imediat întrebau: câte săbii sunt? Ce însemna acest câte săbii sunt? Câți au o minimă pregătire militară? Cei din tabără alături de Avram Iancu toți se bucurau de fiecare om care venea acolo lângă ei, dar se bucurau foarte mult de cei care aveau o minimă pregătire militară. Cine erau acei oameni care aveau minimă pregătire militară? Dacă dăm două generații înapoi și suntem la 1785, la școala lui Horea Cloșca și Crișan, una din promisiunile împăratului de la acea vreme a fost că dacă se înrolează în armatele de grăniceri ca să apere această parte a teritoriului Imperiului Austro-Ungar, îi eliberează din șerbie. Bineînțeles că Horea a spus împăratului că nu o să fie de acord grofii și nici n-au fost de acord, de aceea și răscoala s-a inițiat. Asta a fost una din motive. O al doilea motiv o să-l spun mai târziu, într-un alt context. Dar cu toate că această revoltă a fost înăbușită, o parte din șerbii români au reușit să se înroleze în armata de grăniceri a împăratului. Iar dacă taică-tu era militar, și fiul era militar, și nepotul era militar, și Horia generase această mișcare și generase aceste noi generații care urmau să fie în 1848 așteptate de Avram Iancu. Ei, și astăzi noi nu putem să așteptăm să vină niște aliens de nicăieri să apară, să aterizeze acești purtători de sabie, acești oameni care să aibă această pregătire în orice domeniu. Da? Nu putem să imaginăm să dăm o diplomă unui inginer dacă el nu are pregătire de așa ceva. Nu putem să dăm o diplomă unui medic pentru că nu are pregătire. Nu putem să avem un dulgher sau un șofer, indiferent că e B1, A1, C, D și așa mai departe, fără să nu aibă o anumită pregătire. Și atunci venim și spunem: suntem în anul de grație 2024 și suntem o țară, se pare, a nemulțumiților. Și începem să ne întrebăm: oare de ce suntem nemulțumiți? Nu există nimeni, social vorbind sau politic, care să fie mulțumit. Mă uit la televizor, statul e nemulțumit. Mă uit pe Facebook, oamenii sunt nemulțumiți. Clasele sociale, indiferent de categorie socială, este nemulțumită. Statul e nemulțumit că nu reușim să creăm buget, că nu suntem destul de cuminți, că nu respectăm totdeauna regulile pe care domnia sa le impune. Noi nu suntem mulțumiți de prestația lui, nu suntem mulțumiți de funcționarul public, nu suntem mulțumiți de polițistul de la colțul străzii, nu suntem mulțumiți de regulile pe care ni se dau și se ne impun, că e vorba de regulile de circulație sau regulile de impozitare sau de taxare. Și am ajuns o țară de nemulțumiți. Toată ziua, bună ziua, nu facem altceva decât să ne exprimăm nemulțumirea. Și dacă niște oameni mai cu părul alb, eu încep să devin cu părul alb,
încep să se întrebe oare de unde este și de unde vine această nemulțumire. O scurtă analiză a situației actuale mi-e foarte greu să o fac în câteva cuvinte, mai ales că am o pregătire tehnică, nu o pregătire de ordin universitar, filozofic sau teologic. Dar mi-e foarte ușor să observ că noi suntem într-o epocă post-rațiune. Într-o epocă post-rațiune în care folosește ca instrumente frica și ura. Deci asta eu sunt convins. Dacă domniile voastre aveți altă părere, o respect, dar din punctul meu de vedere, astăzi instrumentele care se folosesc sunt frica și ura și această etichetă pe care o pun epocii actuale este o epocă de post-rațiune care încearcă să creeze omul nou, un alt om nou. Și aici putem povesti puțin și de alții care au încercat să creeze omul. Vă rog! Credeți că există o frică vis-a-vis de creștinism? Nu, niciun caz. Nu. Frica de o anumită confesiune sau de manifestarea într-o anumită confesiune niciun caz nu aparține și n-a aparținut niciodată maselor, poporului respectiv. Eventual a deranjat sau i-a deranjat pe conducători, asta da, dar în niciun caz nu, poporul nu i-a fost frică de o anumită confesiune, chiar dacă sunt confesiuni antagonice, cum ar fi creștinismul versus islam sau iudanismul versus hinduism sau așa mai departe. Niciun caz. Dar atunci, de ce credeți că Ursula von der Leyen, care conduce Uniunea Europeană, când a ținut un discurs de inaugurare, a spus că cele două valori importante pe care se bazează sistemul european în momentul de față sunt filozofia greacă și dreptul roman. Dar n-a menționat nimic de creștinism. Credeți că a uitat sau există un alt motiv? Nu. N-a uitat. Încercarea politicilor noștri care sunt astăzi vremelnic la butoanele Europei și la butoanele României, ei încearcă să joace un balet. E un balet, de fapt, care ei încearcă să mulțumească pe toată lumea. Ei, e simplu, n-au să reușească și n-au cum să mulțumească pe toată lumea și în niciun caz să răspundă din punctul ăsta de vedere așteptărilor pe care noi le avem. Dacă vă aduceți aminte, în urmă cu vreo 2-3 săptămâni, doamna amintită de dumneavoastră a fost la Xi, la președintele Chinei. Iar dincolo de discursul pe care l-a avut, eu m-am uitat la atitudinea domniei sale în această întâlnire, care era ceva de genul ăsta. Ținea mâinile adunate în față, cu degetele împreunate, ca un copil care se ruga. Nu știu la cine se ruga. Eu nu am înțeles la cine se ruga ea. În orice caz era o atitudine extrem de umilă care pe mine personal, cetățean european, că așa scrie în pașaportul nostru, atenție mare. Scrie prima dată Uniunea Europeană și după aia scrie România. Deci noi suntem din punct de vedere juridic cetățeni europeni rezidenți în România. Și asta din data de 25 aprilie 1995, când s-a semnat tratatul de preaderare, nu din 2007. În 2007 noi am intrat în Uniunea Europeană, dar statutul nostru a fost negociat și stabilit în 25 aprilie 1995, la semnarea tratatului de preaderare. Și revin, deci ca cetățean european rezident în România, așa cum au declarat dânsii, cu voia sau fără voia mea, eu zic că m-am simțit umilit și nereprezentat. Și atunci încerc să mă gândesc ce aș putea să fac. Pentru că mă lovesc de un zid. Astăzi avem o mare problemă în această Uniune Europeană nouă pe care noi avem. Pe de o parte, fiecare stat este condus de o personalitate aleasă, care deasupra acestei personalități alese este o personalitate numită. Doamna Ursula von der Leyen, inclusiv președintele Parlamentului European, sunt persoane numite, nu alese.
ele nu trec printr-un filtru care se numește votul. Nu discut acum că e bun, că e rău, că e determinant sau nu. Dar sunt funcții alese, nu sunt funcții, sunt funcții numite, nu alese. Și aici, dacă ar fi să discutăm, ar trebui reformat sistemul de conducere a acestei uniuni în care noi suntem. Da, asta este o poveste mai largă. Deci, doamna Ursula von der Leyen joacă un rol acolo. Ea a fost numită, repet încă o dată, și încearcă să le facă jocul celor care au numit-o și care, într-un fel sau altul, și plătesc. Ei au pus melodia, ei plătesc, ea joacă. Ei, din punctul meu de vedere, ca cetățean european, eu zic că lucrurile astea ar trebui schimbate. Dar ca să pot eu de aici, de la Sibiu, să zicem, să pot să fac lucrul ăsta, mi-e foarte greu ce ar trebui politicienii noștri. Politicienii noștri să facă demersurile necesare, să facă intervențiile și pas cu pas. Sunt convins că nu se poate peste noapte. Nu se poate nimic peste noapte. Dar da, avem, domnule Popa, un politician de la noi, de la Sibiu, că și eu sunt o sibian, toate că sunt plecat din Sibiu din 2000. Da. Dar avem un politician care nu e în altă parte decât în fruntea țării, pe domnul Iohannis. Suntem oare mulțumiți de prestația lui? Aș fi cumva ieșit dintr-o matrice a ultimelor, cel puțin ultimelor ani, în care ne-am dat seama că domnia sa a fost depășit. Pur și simplu a fost depășit. Cât timp a fost la Sibiu, lucrurile au funcționat. De ce? Pentru că nu dânsul a pus bordurile în orașul ăsta, nu dânsul a făcut curat în orașul ăsta, nu dânsul a făcut bugetul în orașul ăsta, ci noi. Noi, cetățenii acestui Sibiu. În momentul când s-a transportat la București, acolo a fost absolut izolat. Eu nu încerc să găsesc circunstanțe atenuante, domnul Iohannis. Nu. Din potrivă, mi-aș fi dorit ca prestația dânsului să fie corespunzătoare așteptărilor tuturora. Pentru că, dacă țineți minte, la primul tur avea 10% sub domnul Ponta. Iar în două săptămâni, nu numai că l-a bătut, a bătut ea 10%, a mai pus încă 10%. Așa ceva în politică nu există. Eu am citit mult despre alegerile din celelalte state, să zicem de la al doilea război mondial încoace. Înainte de al doilea război mondial, nu prea interesant, pentru că democrația era mult mai mimată decât astăzi. Și nu am întâlnit niciunde să se poată întâmpla în două săptămâni un candidat, indiferent la ce funcție, să câștige 20%. Deci nu suntem mulțumiți, bineînțeles, dar eu, discursul meu exact asta a început. Dar găsiți vreo clasă socială, găsiți vreun cetățean al acestui oraș, acestui țări, găsiți vreo instituție să fie mulțumit? Ați auzit dumneavoastră în, nu știu, hai să zicem în astea 15-20 de zile de la începutul anului, să vină să zică că sunt mulțumit. De ce? Pentru că am făcut niște lucruri și pentru care vor fi și care vor genera în viitor niște lucruri bune. Deci nu există această mulțumire. Dar eu zic că ea are o componentă reală și restul este o componentă emoțională. Deci nu este vorba doar numai de o nemulțumire care să nu aibă o componentă reală. Suntem nemulțumiți, că așa ne place nouă să fim. Hai să identificăm atunci componenta reală și apoi vedem dacă mai vorbim și de cea emoțională. Componenta reală, în primul rând, se referă la reprezentativitatea noastră. Deci președintele României, sarcina lui principală este să ne reprezintă în exterior. Mi-e foarte greu să fac o listă și nu trec de începutul paginii, să văd unde m-a reprezentat domnul Iohannis pe mine sau pe noi în lume. Și mă uit chiar cu jenă la ultimele reprezentații din Africa. Adică mi-e greu să vorbesc. Mă puneți într-o situație dificilă să... Dar niște cauze, o radiografie așa pe scurt a situației politice din România, a dezastrului în care se află societatea românească din punct de vedere politic, putem să identificăm? Unde anume suntem corigenți? Da.
Suntem corigenți la o materie numită educație. Culmea este că programul domnului profesor de fizică Klaus Iohannis se referea la educație. Și eu zic că acolo suntem corigenți cu toții. Că suntem conducători de firme private sau conducători de instituții sau simplu tata și mama, eu zic că suntem corigenți la acest capitol. Și dacă nu vom avea grijă de acest capitol în continuare, vom avea mari, mari probleme sau vor avea mari probleme generațiile următoare. Familia creștină a fost un mediu natural în care se forma sufletul copilului. Ei, această familie creștină a început să-i patineze, să zicem așa, ambreiajul. De ce? E mult de povestit și sunt multe cauze din punctul ăsta de vedere. Chiar și instituțiile statului au încercat să dezbine, introducând niște nevoi a unei minorități. 1% poate, 1,5% poate, 2%, au încercat să le aducă pe zona importanțelor, tocmai pentru a nu da voie familiei creștine să meargă în continuare pe zona asta educațională. Pe de altă parte, statul, după cum vedem noi, dar în ansamblu lui, așa ca o generic vorbind, la modul general vorbind, nu prea își dorește oameni deștepți. Nu prea își dorește oameni care să gândească, oameni care să aibă o statură morală din punctul ăsta de vedere. El dorește niște oameni ușor manipulați, de ușor de manipulat. Și lucrul ăsta chiar nu se întâmplă de pe o zi pe alta. Eu nu sunt adeptul unei conspirații generale, dar orice activitate pe care o văd eu din punctul de vedere al unor mari corporații mondiale, și nu mă refer neapărat la România, mă refer în general, aminteam de Omul Nou, da? Modul în care ei să-și desfășoară această tropăială globalistă, da? Pentru că au pornit o firmă mică într-un oraș din Atlanta, au făcut într-o sticlă o zeamă neagră și au zis, bă, trebuie să ne dezvoltăm. Și nu-i nimic nemaipomenit și extraordinar în toată povestea asta. Dar lucrurile au generat și s-au mișcat într-un sens în care, după ce au acaparat teritoriul, au mers mai departe și mai departe, mai departe. The sky is the limit, cum zice americanul, adică cerul este limita respectivă. Și era absolut firesc ca în spatele unei expansiuni economice globaliste să vină și politica globalistă. Iar politica globalistă nu dorește să ai țară, credință, tată, mamă, rădăcini, conștiință, patriotism. Nu există așa ceva. Dumneavoastră n-ați observat că statul ne pune foarte repede etichete. Când trebuie să mergem la vot, zice electorule, pac, mi-a pus o etichetă. Trebuie să plătesc taxe și impozite, îmi spune contribuabilule. Contribuabilule, trebuie să-ți plătești taxele și impozite. Altă etichetă. Trebuie să respect regulile, spune cetățene. Cetățene, trebuie să respecti regulile. Și într-un final mă face consumator. Deci toate aceste etichete, de fapt, vor să ascundă în spatele lor statutul meu de om. Iar deocamdată, singurul loc în care sunt recunoscut ca și om, cum sunteți și dumneavoastră și cei care ne privesc acum, este templul creștin. Este singurul loc în care mai sunt recunoscut ca și om. În rest, peste tot sunt orice altceva, etichetat în orice altă situație. Și atunci, revenind la întrebarea dumneavoastră, care ar fi cauzele? Unele sunt de neputință internă a liderilor noștri, dar unele sunt și de tăvălugul în care merge istoria umanității în ansamblu. Adică nu putem să nu vedem progresismul, nu putem să vedem globalismul, nu putem să vedem metodele pe care domniile lor le folosesc pentru a-și atinge scopurile pe care domniile lor le au.
Și ajungem din nou la chestiunea cu educația, pentru că ea este atât o necesitate, dar și o datorie a noastră, a celor care suntem părinți și care avem datoria de a educa. Pentru că simplu act sexual cu soția nu te transformă în educator. De multe ori m-au întrebat unii, domne, ce important educația. Vedeți că înainte de alegeri se fac focus grupuri și se întreabă electoratul și pe primele două lucruri sunt educația și sănătatea. Și vin politicienii și se urcă pe educație și pe sănătate și dă-i tată. Și la unii sună ca naiba în gura lor despre educație și despre sănătate, pentru că nu au cum să o acopere din faptele din trecut. Și dă-i și dă-i și luptă, ca la 1848, vorba lui Caragiale, despre aceste subiecte cu educația. Dar ele sunt doar o coajă, doar un mod de a transmite un mesaj către cei care vor să-l audă. Acum, pe de altă parte, nici românii care spun că educația și sănătatea pe primul loc, dacă ei repede la întrebări, nu știu să răspundă, dar de ce vor treaba asta? Sau cum o vor ei, cum văd ei lucrurile astea? Și răspunsul la întrebarea dumneavoastră, care sunt cauzele, eu m-aș duce mai mult la efect. Adică putem să luptăm împotriva unor dezrădăcinări cultural, tradiționale, cu care noi am fost obișnuiți și am fost crescuți, doar educând. Nu există altă metodă. Eu nu știu. Dacă știți dumneavoastră, vă rog frumos. După aceea, încercarea de a alege între bine și rău. Iisus asta spune în toată teoria lui. Alegeți. Și marea diferență între creștinism și islamism este: Coranul spune supune-te, asta spune Coranul, iar Iisus spune alege. E o mare diferență, absolută diferență. Dar ca să poți să alegi, trebuie să fii educat, trebuie să ai capacitatea să alegi. Și asta cine o face? Păi tatăl este prorocul, este inițiatorul. Păi dacă eu îl scot și îl spun că e părintele numărul unu, și îl degradez în cel mai înalt nivel. Deci un bărbat în viața asta, cel mai înalt nivel pe care poate să-l atingă, nu este președintele Statelor Unite sau președintele Federal Reserve al United States sau președintele Chinei, ci statutul de tată. Și la mamă e la fel. Cel mai înalt nivel pe care îl poate atinge o femeie în viața asta este mama. Nu există directoriță, primăriță, deputățiță și așa mai departe, ci există mamă. Ei, cele care primesc acest dar, al nașterii de prunci, această mamă și acest tată, ei, binecuvântarea primită de la Dumnezeu, îi trebuie să o împlinească prin educația acelui prunc, prin transmiterea valorilor atât materiale cât și spirituale generații următoare. Noi suntem foarte interesați să le lăsăm apartamente și casă. Dar degeaba le lași apartamente și casă, degeaba le lași ziduri, dacă nu le lași o bogăție spirituală, o bogăție morală, o bogăție educațională, care ei să poată să ducă mai departe și să fie într-adevăr progres. Să nu facem progres de dragul progresismului, ci să facem progres într-adevăr pentru împlinirea creației lui Dumnezeu. Că de ce stăm noi aici pe pământ? Ca să ce? Să facem bani, să avem salarii? De ce suntem noi aici? Vă rog! O societate secularistă, credeți că poate să fie un garant al libertății tuturor, indiferent de orice fel de crez? Sau dimpotrivă, nu știu, un secularism... Eu cel puțin în secularism observ că deși din gură se promovează libertate pentru toți, dar faptic apar cel puțin două forme de constrângeri. Una este o constrângere prin faptul că mutăm încrederea noastră de la Dumnezeu la stat și statul pare să jongleze între a da drepturi sau a lua drepturi după bunul plac. Să știți că se aude un zgomot pe fond care e foarte deranjant. Se aude un zgomot foarte mare pe fond. Da.
Dar numai un pic să încerc să văd dacă, dacă pot. E un fel de, ca și cum cineva sforă, e cam așa se aude. Da. Și... Ah, dacă, dacă eu sforăit, este vorba de câinele meu care sforăie sub masă. Se aude, să știți. Se aude și nu va fi foarte plăcut pentru ascultători. Da, da, să mă scuzați, am să încerc. Nu e nicio problemă. E un, e un bulldog englez care îi place să sforăie. Da, să vă trăiască, dar îl aud și... Da, e deranjant cu siguranță pentru oameni. Deci, mie mi se pare că sunt cel puțin două constrângeri în această formă de secularism progresist care mi se prezintă. Una este faptul că statul jonglează între a da și a lua drepturi, pentru că nu mai există noțiunea de drepturi naturale, ci doar de drepturi cumva garantate de stat, care, repet, statul după bunul plac le poate da sau le poate lua. Și pe de altă parte, spiritual vorbind, pare să fie și o constrângere prin patimile pe care le dobândești, pentru că ajungi să spui e democrație, deci fac ce vreau eu. Doar că atunci când faci ce vrei tu, nu ai garanția faptului că tot ceea ce faci este neapărat și folositor, că ți este util, că ți aduce un plus în viață și că cu adevărat te faci liber. Ori mulți oameni care înoată în zona ateismului nu înțeleg faptul că a face ce vrei nu este o dovadă a libertății. De multe ori poți să fii liber, să crezi că ești liber, dar de fapt să fii încătușat între patim, să fii, de exemplu, uite, dacă ajungi, mergi în mall și treci prin trei magazine și în fiecare din acest magazin vezi cel puțin trei obiecte pe care dorești neapărat să ți le cumperi. Păi tu în momentul ăla nu mai poți să te mai consideri o persoană liberă, cred eu, pentru că vei fi constrâns de patimile tale să-ți achiziționezi acele obiecte și practic tu vei fi sclavul acelor obiecte, deci vei deveni sclavul unor obiecte neînsuflețite. Vei dori atât de mult să le ai și după ce le vei avea, vei vedea că te vei plictisi de ele și vei dori alte. Deci cu alte cuvinte, vei ajunge, iată, să-ți ocupe o bună parte din timp pentru a face rost de bani ca să-ți cumpere acele obiecte. Ori asta nu cred că este o formă de libertate. Deci vreau să vă, vreau să vă întreb, Uniunea Europeană și Europa Occidentală, în care am trăit și 8 ani până să mă întorc în România în 2021, să mă reîntorc, pare să vândă un fel de utopie, dacă nu cumva e o distopie, a unei societăți tehnocrate și tehnosocialiste, mai bine zis, în care statul și corporațiile big tech și corporațiile care mizează foarte mult pe aspectul tehnologic, pe robotizarea vieții, pe tehnologizarea vieții, pe acum și acest concept de inteligență artificială și așa mai departe, vor să ne convingă că ne pot oferi raiul pe pământ dacă ne dăm încrederea și ne predăm și libertățile pe care le avem, din punctul meu de vedere, de la Dumnezeu, nu de la vreun stat, și drepturile naturale, spre ei, spre, le dăm lor ca ei să fie cei care le vor manageria pentru noi, le vor administra în locul nostru și ei vor decide câte pastile să luăm și în ce zile, ce să mâncăm, dacă mâncăm carne naturală sau mâncăm carne artificială, dacă este sau nu este permis să avem, nu știu, amprentă de carbon, să plătim taxe foarte mari și facturi enorme la energie pentru a salva planeta, să ne considerăm bărbați sau femei în funcție de cum ne trezim dimineața și ce dispoziții avem și multe astfel de lucruri care ne sunt frumos ambalate și prezentate prin filme, prin videoclipuri muzicale, prin așa zisul entertainment, prin economie de consum, de parcă noi suntem doar niște, nu știu, cutii care aspirăm chestii din jurul nostru, noi doar consumăm atâta. Asta este cumva, suntem etichetați ca și consumatori, corect. Da, asta este în linii mari societatea care ni se prezintă și asta ni se spune că este libertate și eu vreau să aflu de la dumneavoastră, părerea dumneavoastră, în asta constă oare libertatea sau este ceva mai mult de atâta? Deci sunt două teme pe care actualii noștri conducători din Europa au încălecat și nu de azi de ieri. Vreau să spun că Margaret Thatcher în 1980 atragea atenția că socialismul va folosi această teorie climatică pentru a se putea instaura. 1980, când noi nici nu știam dacă soarele răsare de la răsărit sau vine de pe tancurile
rusești. Ați amintit de acest secularism. Păi, secularismul a apărut, să zicem, ca o metodă de conducere sau de persoasiune în contrapunție cu educația clasică. Educația clasică care crea omul armonios. Deci educația clasică, ăsta era scopul ei, este să creeze omul armonios. Și atunci nu înțeleg de ce să elaborezi un alt sistem educațional dacă acesta este funcțional, decât dacă tu vrei să transformi educația în dresaj. Deci educația secularismului este dresaj. Când l-ai golit pe om de Dumnezeu, l-ai golit de valori, l-ai golit de naționalism, l-ai golit de tot ce înseamnă familie, tradiție și așa mai departe, după aia poți să-l dresezi. Vii să-l dresezi. În viața mea de antreprenor, de foarte puține ori am avut acces la niște exemple directe, să învăț cum se fac lucrurile. Și ca un autodidact, că n-am avut altă variantă, când au apărut supermarketurile, m-am dus și mă uitam foarte atent la modul în care au așezate produsele, la modul în care erau scrise pe ambalaje. Pentru că dacă vă uitați la un produs, el este foarte inteligent făcut, este foarte multă inteligență în acel produs. În primul rând, mi-am observat că eu trebuie să mă plec. Deci, având 1,80 m înălțime, eu, ca să iau produs, eu trebuie să mă plec. Produsele au așezate la 1,50 m. Pentru că cele care cumpără sunt femeile, nu bărbații. Iar înălțimea lor este înălțime mai mică decât a bărbaților. Punctul 2. Nu mă regăseam sub nicio formă în fonturile acestor ambalaje. Fontul, culorile, nu era nimic masculin. Și după o vreme, ca să scurtez discuția, mi-am dat seama că ele se adresează în special femeilor, chiar dacă banii sunt ai noștri, ele le cumpără. Chiar și produsele folosite de bărbați, cum ar fi aparate de ras sau aftershave-ul și așa mai departe. Nu mă regăseam, masculinitatea mea nu cupla cu produsul, nu cupla cu fontul, nu cupla cu nimica. Deci era făcut pentru ca femeia să-l cumpere, chiar dacă eu îl folosesc. După 2011, lucrurile s-au schimbat. Și mi-au trebuit ceva timp să-mi dau seama despre ce e vorba. Părea că totul e la fel, dar totuși ceva s-a schimbat. Și mi-au trebuit vreo câțiva ani de zile să-mi dau seama că la un moment dat cei care făceau aceste distribuții și shipping, să ne înțelegem, în societatea capitalismă, cel care produce nu se ocupă neapărat și de distribuția produsului, de reclamă, de transportului, shipping, am folosit un cuvânt poate neadecvat. Și atunci i-au venit și au zis, măi, dar femeile astea nu sunt decât vreo 55%. Păi cum facem, că noi vrem tot? Noi vrem tot pachetul. Noi vrem să ne adresăm tot. Păi stai puțin, cum facem, că unii sunt creștini, unii sunt musulmani, unii sunt hindu, unii sunt sikh, unii sunt greco-catolici, unii sunt ortodoxi. Păi ce facem aici? Cum facem noi să ne adresăm lor? Și atunci eu ajuns la concluzia că nu schimbă ambalajul. Pentru ca noi toți să privim produsul în mod egal, indiferent de sex, religie, regiune, clasă socială și tot ce mai vreți dumneavoastră, educație, cultură și așa mai departe, schimbăm consumatorul, nu produsul. Nu încercăm noi să facem altfel de eticheta, ci schimbăm consumatorul. Politicianul, când a auzit că marile companii doresc să facă chestia asta, bineînțeles, ca să vândă mai mult, deci ei n-aveau altă componentă. Păi nu interesa secularismul, nesecularismul, Iisus Hristos, Buddha, nu interesa, păi banii. Dom'le, cum facem să vindem? Hai să vindem, păi facem în felul următor. Politicianul, când l-a văzut pe marile companii că se duc pe calea asta, o venit și el, hop și el, că el are timp. El are timp, el poate să gândească, nu e unul stresat de grijile zilnice cum sunt oamenii normali. Și atunci
au venit alături de aceste companii și au zis, mă, să știi că pe noi ne interesează, e foarte interesant. După ce tu mi l-ai golit pe om și mi l-ai format cum ai vrut tu, după aia vin și eu și îl duc pe direcția care o vreau eu. Și îi spun că libertatea sexuală totală îi dă libertate totală. Ceea ce este un fals. Este absolut un fals. Deci în momentul când tu folosești sexualitatea în indiferent ce situație, a unor minorități, a femei cu femei, bărbați cu bărbați, mestecate cu alte situații, nu asta discutăm, tu de fapt nu faci decât să pui o să folosești acest concept pentru a hipnotiza, pentru a pune un eter pe nasul oamenilor, spunându-le stai liniștit, vei avea libertate totală, ai libertate sexuală, nu trebuie să te duci să te închini la biserică, nu trebuie să faci nimica, tu trebuie să te duci la mall și acolo trebuie să cumperi și trebuie să treci prin toate magazinele, să te duci la cumpărături, trebuie să treci pe acolo să mănânci și să miroși toate mirosurile alea și așa mai departe. Eu țin minte că au mai încercat unii să creeze omul nou și toți cei care au încercat să creeze omul nou, problema este că au încercat să-l creeze bădându-se pe ură. Unul dintre cei mai apropiați dintre noi se numește Hitler, iar el a creat sau a încercat să creeze omul nou bazându-se pe ura de rasă. Dacă erai cu ochii albaștri și blond, erai bun, dacă nu, era la Auschwitz. Imediat lângă el a mai venit unul se numea Vissarionovich Stalin, care și el la rândul lui a încercat să creeze omul nou, dar de data asta bazându-se pe ura de clasă. Adică dacă erai proletar sau erai nica nimeni, erai bun, dacă nu, la Siberia. Și mă veți întreba, bineînțeles, pe ce se bazează ura de astăzi? Este ura de generații, domnul meu. Deci astăzi încearcă să se pună cap în cap generațiile între ele. Tinerii cu în vârstă, clasa de mijloc cu clasa de sus, clasa de jos. Să încearcă o ură, o dezbinare totală a acestor generații. Dumneavoastră credeți că un post de radio și televiziune care toată ziua în bună ziua îmi spune despre pensiile nesimțite și pensiile și pensiile și pensiile și care este plătit de cei mai mari, eu îți pui întrebarea, bă, stai puțin. Păi ar trebui să tacă din gură, nu să plătească un post de televiziune ca să spună în permanență despre aceste lucruri. Păi de ce? Ca să ia smută. Pentru că e vorba de a smuți. Iar asmuțirea este o componentă a dresajului. Ce v-am spus mai cu câteva fraze înainte. Educația secularistă este dresaj, nu este educație. Acela este dresaj. Gândiți-vă dumneavoastră, de multe ori ne-am uitat în gura lor. După Revoluție erați mai tânăr, sigur, noi ne-am uitat în gura lui Brucan. Și Brucan ne spunea, nu îl chema Brucan, îl chema altfel, dar n-are o să discutăm acum. Mă uitam și eu la Brucan când lucra cu domnul Mândruță la ProTV în primii ani, în anii 90. Mi-aduc aminte. Spunea că ne trebuie 20 de ani. Spunea că ne trebuie 20 de ani ca să depășim o anumită stare. Dar dacă noi citeam Biblia și scrie acolo frumos că Moise ia poporul izraelit din pustiile Sinaiului să-l ducă către cetatea Ierusalimului. Și dacă ați dat pe Google astăzi, pe web, pe Waze sau pe ce aveți dumneavoastră și scrieți acolo, vedeți că apare cu mașina pe jos, cu bicicleta sau cu trenul și avionul și așa mai departe. Și puneți acolo pe jos, din pustiile Sinaiului, de unde au plecat ei, mă rog, din zona Cairo, să zicem, și până Ierusalim, îți vreo două săptămâni, așa dă Waze-ul. Dacă ne-am punem în șlapi, ca să zicem, bă, ea n-avea o păpuci și n-avea o bocanci, sandale. Hai să zicem, și erau mai bătrâni, erau bătuți, că erau sclavi, vai de mama lor. Hai să zicem că în 4 săptămâni ajungeau. Lor le trebuie 40 de ani. De ce? Pentru că Moise știa că are un popor castrat mental, un popor de sclavi, care nu știa să-și aleagă conducătorii, care nu știa să se autogospodărească.
Și atunci i-a plimbat în cerc în deșert, nu i-a plimbat în grădina Edenului, unde pică pară măleață în gura lui Năzăfleață, cum e România. Să țineți minte, România este o pică pară măleață în gura lui Năzăfleață. Noi dacă am aruncat semințe la mișto, pe marginea drumului, pe rambleul de drumuri de la Sibiu până la Cluj, atâția cartofi s-ar face de a mânca toți. Numai la mișto așa să-i aruncăm din mașină. Atât e de bogat pământul, să țineți minte ce vă spun. Bun, și revenim la Moise. Și ce a făcut Moise? Păi i-a plimbat 40 de ani în deșert și când a ajuns la porțile Ierusalimului să înceapă construcția cetății Ierusalimului, avea două noi generații. Una de 20 de ani bună de muncă și una de 40 de ani bună de lideri. Să și spune de altfel că majoritatea din cei 2 milioane au murit și au venit noile generații, care, bineînțeles, nu stăm acum să povestim, în foarte scurt timp îl părăsesc pe Dumnezeu și se închină la Baal și așa mai departe. Nu asta este scopul. Și ce vreau să vă spun este că România, dacă nu crește noi generații și stă în fund, pe bordură, era să zic în cur, și mănâncă semințe, 40 de ani degeaba. Deci nu așteptăm să treacă 40 de ani. Noi în aceștia 40 de ani noi trebuie să creștem noile generații. Nu aștepta să vină nimeni de nicăieri, nu o să vină nimeni de nicăieri gata format. Decât dacă noi îi formăm. Familia, dacă își formează copiii, dacă noi în societate suntem modele pentru ceilalți. Păi cum suntem modele? Păi cum pot să fiu model? Păi să vă spun o mică poveste. Copiii mei, când au împlinit 7 ani, băiatul cel mare are 31 acum, Dumnezeu să vă trăiască, dea sănătate. E plecat, aveți copii mari. E vândut, e departe. Mai am unul de 15 ani pentru care mă zbat să nu plece și el. Pentru că dacă pleacă și el, va trebui să plec și eu. N-am ce să fac. Eu nu sunt moromete să tai copacul din fundul grădinii. Eu vând bătătura. Și nu-i spun ăla cu funcirea, bă, vezi că mai e o oaie acolo. Ia-o, bă, și pe aia. Du. Eu mă duc să beau tutun, cum se zice. Să punem moromete la sfârșitul filmului și bea tutun. Ei, din punctul ăsta de vedere, când au împlinit 7 ani, eu am încercat să mă gândesc cum să le povestesc despre de unde vin ei. Pentru că dacă nu le spunem în primul rând copilor de unde vin, ei nu știu unde merg. Deci trebuie neapărat să le spui despre unde vin. Și atunci, de flori înainte de Paști, iau copiii și începem și mergem la mormintele tuturor celor pe care îi cunosc eu. Sunt unii pe care nu-i cunosc. Și începem de aici, de la Tirișca, că actuala soție este din marginea Sibiului, și sfârșim în cimitirul bunicului meu. Și într-un an descoper în rândul familiei noastre, pentru că comuniștii au venit și au zis: mă, voi îngropați morții la voi, moții. Îngropau morții în grădină, sus, în locul cel mai înalt și luminos, nu igienic. Asta ca să le taie nasul, că nu puteau să facă CAP-uri acolo, nu putea cumva să-i rupă din mersul normal al lor. Și ne-au băgat în cimitire. Când ne-au băgat, ne-au pus așa pe familie. Și când am ajuns acolo, într-un, nu știu, să zicem de 20 de ani, e povestea asta, observ un mormânt proaspăt în rândul familiei mele. Mi-aduc aminte că nu m-a sunat nimeni să mă cheme la mormântare și în capul mormântului era o bilă manelă de vreo 6-7 metri înălțime. Bila manelă este un brad fără crengi, ca să ne înțelegem. E un termen din construcții și din minerit, bila manelă asta. Și era înfoliat așa cu folie de aluminiu, cam până pe la 2 metri, cuie și coroană pe verticală. Și eu am doi veri care vreau să vă spun, poate unii dintre dumneavoastră care se uită la acest post, ca știu pentru că le-am spus, alții nu știu, sunt niște descendenți a unei mari familii, Ursu se numea. Unul dintre ei cheamă Iancu și pe celălalt cheamă Dorin. Și îl întreb, zic, ce sunt după ce se termină slujba? E o slujbă greco-catolică, cimitirul greco-catolic, am uitat să spun. Eu sunt ortodox, dar nu asta e important. Îl întreb, ce cu mormântul ăla? Și începe și îmi spune care e legătura de rudenie. Dar la un moment dat îi spun, ce cu totemul ăla? Nu știam cum să mă exprim. Lângă crucea normală, mormântul înconjurat de coroane, era și acest stâlp cu coroane pe verticală. Și el îmi zice, păi nu știi, nașule, că eu nu sunt nașul lor, taică mi-o nășit pe părinții lui, dar eu am preluat și la noi așa e tradiția, preiei sarcina nașului să
fii tu naș. Păi nu știi, nașule, că tradiția este că dacă acela care moare înainte de a se căsători este mortul tuturora, pentru că el a fost copilul tuturora de când s-a născut. Am rămas paf. O comunitate mică, mică, în România, anilor 2000, să zicem, că era acum 20 de ani am aflat lucrul ăsta, încă ținea o tradiție că dacă unul din comunitatea lor moare înainte de a se căsători, este mortul tuturora, pentru că el a fost de la început copilul tuturora. Și atunci am început să mă întreb dacă eu particip la educația copilului meu de vis-a-vis. Sigur că da. Păi dacă eu vin beat acasă, îmi bat muierea, n-am grijă de gard, n-am grijă de fațadă, bineînțeles că modelul meu, copilul crește prost. Dar dacă eu vin acasă, de la muncă, sunt corect, am grijă de toate lucrurile astea, copilul ăla crește corespunzător. Asta înseamnă esența tinereții fără bătrâneții și viață fără de moarte. Asta este esența moralei, poveștii, transmiterea valorilor spirituale și materiale generației următoare. Și atunci nu așteptăm nu știu ce să facă doamna Andronescu sau nu știu care ministru al învățământului să vină să facă ceva. Începem de la noi. Noi trebuie să facem cu copiii noștri și nu numai ai noștri, și cu cei din jurul nostru, prin modelul personal, prin modul în care ne raportăm noi la ei, în modul în care activitatea noastră se desfășoară într-un mod corect și plenar. Dacă ei mă văd duminica, că eu mă îmbrac frumos și mă duc la biserică, poate că și ei o să merg la biserică. Dar dacă eu ies din casă pe la 1 să mă duc la mall să-mi iau un brunch, sigur și ei se vor duce, adică brunch nu e nici breakfast, nici lunch, e ceva între ele două, nu mai știi ce e acolo. Sigur că da, și ei vor merge să-și facă un brunch. Și atunci venim la modelul personal pe care noi ca cetățeni putem să-l avem. După ce am câștigat acest statut înalt de tată și mamă, da, am primit binecuvântarea de la Dumnezeu că avem un copil sau mai mulți copii pe care trebuie să educăm. Unu, trebuie să ne educăm pe noi, ca noi să devenim educatori, pentru că se pare că procrearea nu te transformă în învățător și în educator peste noapte. Și al doilea, să avem grijă de modul în care ne comportăm în societate, pentru că suntem modele pentru ceilalți copii. Nu numai că participăm prin impozite, prin taxe, bineînțeles că participăm. La rândul meu am beneficiat când am fost copil de suportul social pe care mi s-a dat, să am acces la învățământ, să am acces la sănătate, să am acces la sport și așa mai departe. Deci educația este arta de a face dintr-o ființă umană, de a face om. Și atunci, dacă scopul secularismului este să nu se creeze omul, atunci în niciun caz nu folosește metodele astea. Pentru că el nu vrea om. El vrea contribuabil, vrea elector, vrea consumator, vrea cetățean. Deci el nu vrea om. Atunci, apropo de ce spuneați dumneavoastră vis-a-vis de situația drepturilor naturale, astăzi statele spun că doar ceea ce este reglementat este în regulă. Nu ceea ce este natural. Statul este zeu. Da? Eu sunt zeu. Tu nu ai niciun drept natural. Tu ai doar drepturile care ți le-am dat eu, drepturile care ți le-am pus eu într-o anumită lege sau într-un anumit paragraf. Deci din cauza asta avem această problemă și simțim nevoia unei educații clasice, pentru că educația clasică creează oameni. Arta aceasta de a face dintr-o ființă umană, o ființă umană ca să ajungă la statutul de om, ca după aceea să poată să fie în cel mai înalt nivel tată și mamă. Iar în momentul în care familia creștină reușește să treacă peste toate aceste lucruri, dacă îmi vom mai reuși să cumva să acomodăm și să nu intrăm în această concurență a bărbatului cu femeia, și asta este un subiect foarte sensibil, dacă reușim să acomodăm și lucrul ăsta, înseamnă că suntem niște prezumptivi învingători. Sfântul Apostol Pavel le-a spus femeilor în felul următor: voi trebuie să faceți trei lucruri. Trei lucruri. În Corinteni le spune trei lucruri: să hrăniți, să educați și să mângâiați.
atât. Nu le spune să facă nici pe primărița, nici pe deputățița, nici pe directorița. Le spune să hrănească, să educe și să mângâie. Văd că aveți ceva cu doamna primar de la USR, sectorul 6, dacă nu mă înșel. Haideți să mai urmărim un clip și mai urmează o serie de întrebări interesante pentru dumneavoastră. Foarte bun dialogul până acum. Haideți să mai urmărim un clip. Vă mulțumesc. Sper să fiu și în asentimentul celorlalți. Da. Sunteți din Ardeal, domnule Popa, sunteți tibian și da. Ardealul este mai multicultural, să spunem așa, decât restul regiunilor țării. Cum priviți dumneavoastră multiculturalismul din România, respectiv din Ardeal, în comparație cu multiculturalismul pe care l-am trăit și eu în Belgia aproape 8 ani de zile? Multiculturalism care are, din punctul meu de vedere, o cu totul altă fațetă și se prezintă la fel și are alte consecințe pe care eu, ca român, ca cetățean european, fără să-mi dea un european acest drept, eu sunt cetățean european prin faptul că m-am născut pe continentul european, eu am observat o cu totul altă, o altă soi de consecințe în statul, în monarhia belgiană, decât cele pe care le-am trăit și eu ca și dumneavoastră printre unguri și mai ales printre sașii care au plecat în anii 90 din Sibiu. Deci, următoarea mea întrebare pentru dumneavoastră, dacă ne puteți face o frescă a modului în care Europa multiculturală, Europa occidentală multiculturală începe încet încet să-și împingă această propagandă a ciorbei multiculturale și asupra statelor balcanice, care au fost deja într-un experiment multicultural, dar de altă natură, și o face mai ales fără un exercițiu al dezbaterii și fără să ne pună la dispoziție dreptul de a spune nu. Eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Transilvania sau Ardealul de care dumneavoastră amintiți nu e neapărat o regiune multiculturală, mai multiculturală decât Moldova sau decât Țara Românească. Dacă este vorba de multiculturalism, cred că cea mai multiculturală zonă este Dobrogea, în care întâlniți ruși, lipoveni, greci, români, tătari și așa mai departe. Cred că zona aceea, chiar Tulcea, dacă vorbim ca și oraș multicultural, are cele mai multe așezăminte din punctul ăsta de vedere spiritual. Nu. Eu am o teorie și prietenii mei o știu. Diferențele mari între cele trei mari regiuni, dacă luăm strict Transilvania, Moldova și Țara Românească, este că au avut modele diferite. Deci, în Moldova, rușii, tătarii și alte popoare mai nordice sau mai estice, când nu mai aveau ce mânca sau li s-au gătat cheful de a sta pe acasă, se urcau pe cai și veneau acolo. Ce făceau? Jefuiau, băteau, încendiau, violau și plecau. 500 de ani. 500 de ani. Asta a fost modelul. Și atunci te mir că la ora 5 spune că nu știu care o dat cu toporul în cap la o babă și a făcut nu știu ce. Deci nu te mir, pentru că ăsta a fost modelul. Ei, ca să lupți împotriva acestui model care l-ai de 500 de ani, tu trebuie să faci ceva.
Și bineînțeles, tot din educație o faci, din punctul de vedere spiritual. Iar fizic, încerci să unești cele regiunile pe care le ai în țara asta, cel puțin cu o șosea. Să faci tu o șosea mai rapidă, ceva, să legi din punctul ăsta de vedere fizic regiunile. În sud a fost cam tot așa. Până pe la 1700, când turcii s-au săturat de băștinași și ca să mulțumească niște, să zicem, eșalonul 2 de la ei de acolo, de la Istanbul, care tot ciupeau și tot încercau să le ia puterea, trăiau într-un cartier numit Fanar. Da? Și au zis, bă, voi vreți o țară? Uite, bă, ne tot vreți acolo, să ne tot ciupiți pe aici, să nu... Hai să vă dăm o țară. Și l-au dat-o. Și au zis, bă, da, dați-ne niște bani, că nu vă dăm țara aia așa pe degeaba. Și l-au dat-o. Acum, norocul nostru a fost că atât Macrocordat Nicolae, cât și Constantin, ei când au venit aici au zis, mă, trebuie să începem modernizarea acestei țări. Pentru că Cuza, să fim foarte corecți, Cuza a continuat reformele făcute de Macrocordat. Deci nu a venit el în ea 7 ani de zile, că a fost cam plimbat prin cerceafuri. Avea alte treburi, domnul Cuza, și cu mănăstirile și cu alte minuni. Deci, iar în Ardeal, în Transilvania, au venit austriecii și au zis, mă, ficiori, băi, oameni buni, noi vrem 10%. Ai 10 saci de grâu, un sac mi-o dai mie. Ai 10 vite, o vită mi-o dai mie. Și eu țapăr. Târgurile, drumurile și așa mai departe. Bă, nu te las să vorbești în limba română, că eu sunt austriac. Că uite, eu vreau să învăț și pe unguri să vorbească în limba germană. La 1785, de ce Bruckenthal s-a spălat pe mâini și l-a dat, grofilor unguri să-și bată joc de Horia? Ca un fel de troc, pentru că tocmai împăratul dăduse un edict că limba germană e limba oficială, ceea ce ungurilor nu le-a convenit. Și a fost un troc și a zis, luați-l, mă, s-a spălat pe mâini ca Irod și a zis, luați-l, faceți voi ce vreți. Bun, deci până la urmă ei nu au venit să jefuiască, să dea în cap și să plece. Că au făcut și ei nedreptăți, că au avut și ei o primare a populației existente în Transilvania, dar nu au venit să plece. Și atunci modelul care a fost în Transilvania a fost diferit. Iarăși vreo 500 de ani, pentru că la 1545 Transilvania devine principat. De ce principat? Pentru că cele trei mari puteri, dacă luăm Austro-Ungaria, să zicem așa, pe de o parte Imperiul Țarist și Imperiul Otoman, era aici o zonă, Transilvania, care a între aceste trei mari puteri. Și s-a spus principat dându-li o anumită autonomie. Asta a fost șansa românilor de aici. Dar din punctul meu de vedere, legătura dintre cele trei regiuni, și am spus-o asta de multe ori, a fost credința noastră, dincolo de limbă. Tu poți să-ți păstrezi limba, dar nu este suficient din punctul meu de vedere, având modele, vorbim ancestrale, 500 de ani, 600 de ani. Dacă nu ai și credința, ca să poți la un moment dat să aștepți momentul măreț cum l-am trăit în 1918, în care cele trei mari regiuni s-au unit. Deci, și acum a revenit la chestiunea cu Europa. Noi nu trebuie să mergem în Europa și să ne dăm mari cât sunt noi de deștepți. Și noi vom face un Mercedes mai Mercedes decât Mercedesul. Și vom face un bloc mai mare decât turnul Eiffel și vom face... Nu. Nu o să putem niciodată, pentru că totdeauna o să fie altul care mai Mercedesul, mai Mercedesul decât Mercedesul nostru. Noi trebuie să vedem ce valori putem să punem pe masă. În primul rând să nu ne fie rușine să spunem că suntem creștini, dar să nu tot arătăm că bisericile lor goale. Nu mă interesează că biserica lor e goale. Mă interesează biserica mea să fie plină. Mă interesează pe mine ca cei care propovăduiesc în biserica românească să plece puțin din limbajul să-i tot sperie și să-i tot certe. Păi să duce săracul român la biserică duminica. Și când ajunge acolo, îl ceartă ăla, că nu vine destul, că nu face destul, că nu e nu știu ce, că nu știu ce. Păi e un politic. Deci preotul este primul om politic. El transmite mesaje, ridică moralul, transmite vorbe bune celui care merge acolo, ca să poată să facă legătura cu Dumnezeu. Pentru că ce e religia? Ce religia este? Relegos. Reluarea legăturii cu Dumnezeu.
Deci noi încercăm, după păcatul primordial făcut de Adam, să reluăm legătura cu Dumnezeu. Asta facem de generații, de 2000 de ani. Încercăm să reluăm legătura. Deci religia în școală, dacă e să vorbim despre ea, este, nu e cateheză. Ea nu e cateheză, vorbim de morala creștină. Da? Despre morală, nu vorbim despre doctrină, nu vorbim despre cateheză, vorbim despre morala creștină. Noi nu îndoctrinăm, noi nu facem dresaj copiilor noștri. Noi le dăm elementele necesare ca la momentul în care ei au 18 ani, 20 de ani, 21, 25 de ani, să aleagă calea bună. Pentru că lipsa de educație o vedem în școală sau în jurul școlii. Vandalism, indisciplină, obrăznicie, violență, consum de alcool și droguri. Păi de unde au apărut astea? De nicăieri au apărut așa brusc. Copiii noștri sunt violenți, sunt indisciplinați, sunt obraznici. Păi cum a ajuns să fie halul ăsta? Cum a ajuns ca un copil de 7 ani să aibă plăcerea, să aibă în sinea lui plăcerea umilându-l pe un altul? Și aici vă spun o poveste reală. Cumnatul meu la 39 de ani a murit. Sora mea a rămas văduvă. Și a rămas un copil, Dănuț. Și după o vreme a ajuns și el la vârsta să meargă la școală. Și eu vorbeam cu fiertată maică mea săptămânal despre Dănuț. Eu am încercat să fiu tată, dar n-am reușit și nu o să reușească nimeni niciodată. Doar tatăl reușește să fie tată. Și o întrebam pe mama, cum se descurcă Dănuț la școală? Și mama mi-a zis, bine până la un moment dat, după aceea, Nicușor, nu-i bine. Ce nu-i bine? Cum adică nu-i bine? Păi ce, vine murdar și trist. Clasa întâi. Da? Păi zic, ia-l un pic așa mai cu șurelul și duminică, când ne întâlnim la masa de duminică, povestim un pic despre treaba asta și încercăm să-l ajutăm. După o săptămână mama zice, nu mi-a spus nimica, dar după cealaltă săptămână mama spune, Nicușor, hai până la mine, așa îmi spunea mama Nicușor, eu eram Nicușor, hai până la mine să spun că mi-a povestit. Ce se întâmplase? El era obligat de ceilalți să facă de serviciu în fiecare zi. Noi când am fost la școală, cam o săptămână, îți venea rândul, nu știu, la 2 luni sau așa ceva, îți venea rândul și făceai să ștergi tabla, să te duci să cureți burete și așa mai departe. Nu numai că îl puneau să curețe tablele și să facă de serviciu în fiecare zi, aruncau hârtii pe jos și spunea, pleacă-te că pe tine nu are cine să te apere. E, ca să poată să ajungă un copil de 7 ani, să aibă o plăcere în a-l umili pe celălalt, să găsească această plăcere, problema e la părinți. Acolo e marea problemă. Pentru că nu se poate un copil la 7 ani de zile să ajungă să aibă asemenea plăceri umilindu-l pe celălalt. Bineînțeles că m-am dus la școală și i-am cerut directorului, am povestit situația și i-am cerut să mă lase să intru la clasă și să-i spun că Dănuț nu e singur. Asta nu neapărat să-i arăt câte ziua de mare și câte ziua de puternic, ci să le spun copiilor ce s-a întâmplat. Nu s-a mai atins nimeni de el, dar l-au exmatriculat din gașca lor. Niște ani buni de zile, el mânca singur, l-am văzut în curtea școlii, el stătea singur și nu s-a jucat cu ceilalți, pentru că ceilalți nu-l acceptau. Ei, asta e o problemă, iarăși revenind la educația familiară. Lăsăm statul deoparte și cu putința și cu neputința lui și cu secularismul și cu nesecularismul lui. Azi ne uităm un pic la noi în grădină, cum zicea bunica noastră. Avem o foarte mare importanță din punctul ăsta de vedere cum creștem noi acești copii ai noștri. Ca să facă față provocărilor. Aud la televizor zilele trecute despre cea mai mare provocare, TikTok. Acum problema noastră este TikTok, care poate să devină un bau-bau. Deci bau-bau este TikTok. Problema nu e TikTok-ul. Problema este lipsa de preocupare a copiilor noștri care își pierd vremea pe TikTok. Și atunci iară vin și la părinți și spun, ai grijă de activitățile extrașcolare pe care le face copilul, să facă sport, să iasă natură, să trăiești cu el alături. Nu, noi stăm la serviciu, să facem bani. Să facem bani ca să putem să ne plătim taxe și impozite. Să zicem că am avea, din punctul ăsta de vedere, circunstanțe atenuante. Pentru că dacă ne uităm că impozitul pe salariu e 10%, ce reprezintă 10%? Îți reprezintă că un an din 10 ani eu trebuie să muncesc ca să-l plătesc, da?
TVA-ul e 19%. Păi ce reprezintă 19%? Înseamnă că 2 ani din 10 ani eu trebuie să muncesc ca să plătesc 20%. După aceea, CASE-ul este 10%, iarăși încă un an la 10 ani. Și CASE-ul e 23%, deci iarăși încă 2 ani. Și dacă îi adunăm pe ăștia toți, sunt 6 ani. Eu 6 ani din 10 trebuie să muncesc ca să pot să plătesc la stat. Păi dacă raportăm lucrul ăsta la o săptămână, da? Săptămâna de lucru are 7 zile, minus aia de la Dumnezeu e 6. Și dacă raportăm, ne dă acest raport 67%. Deci eu 4 zile lucrez pentru statul român și vine și sâmbătă pentru mine. Și duminică e ziua lui Dumnezeu. Păi dumneavoastră știți că în 1785 răscoale lui Horea, Cloșca și Crișan, una din principalele motive au fost că au fost obligați ca șerbi, ca sclavi, să muncească 4 zile la stăpân? Păi noi azi muncim. Auziți dumneavoastră cumva vreo revoluție, vreo răscoală pe stradă? Ce vedem mai de la televizor cu transportatorii? Vă derup un pic ca să spun, a spus că, și a spus foarte bine, au fost obligați. Noi în prezent nu suntem obligați. Din punctul meu de vedere, și aici poate nu o să fiți de acord, dar dacă tot ați adus discuția, o să îmi spun și eu punctul de vedere în privința asta. Noi nu suntem obligați să muncim 4 zile din 6 pe an în prezent. Noi o facem din prostie, pentru că există concepte precum solidaritate socială, justiție socială și asistență socială, care înainte, stați un pic să termin, care înainte erau atribute ale bisericii, pentru că biserica a pornit acest concept de asistență socială. Biserica a pornit conceptul de spital public, pentru că primele spitale publice pentru sărmani au fost nu de către stat, ci de către Sfântul Vasile cel Mare pornite și se numeau vasiliade, inclusiv crucea de pe farmacii sau de pe ambulanțe sau din camerele de urgență este de fapt crucea pe care Sfântul Vasile cel Mare o punea pe steagurile din fața acestor clădiri pentru care să nu mai fie prădate de către păgâni în vremea sa. Dar oamenii doresc, și eu aici am părerea mea pe ceea ce am citit și am discutat și cu alții, oamenii, mulți dintre ei, pe de o parte se plâng de faptul că statul taxează foarte mult, așa cum corect a spus, dar pe de altă parte vor așa zisa gratuitate. Vor gratuitate în sănătate, vor gratuitate în transportul în comun, vor gratuitate pentru învățământ, vor o mulțime de chestii gratuite, fără să înțeleagă că nimic nu este gratuit. De fapt, a spus foarte bine că 4 zile muncești pentru stat, deci clar că nu e gratuit. Dacă oamenii ar înțelege că o liberalizare a sănătății, de exemplu, ca să eliminăm acel CASE, să dăm dreptul omului de a alege, vrei să dai banii statului unei case de sănătate care monopolizează și unui spital de stat care funcționează pe post de măcelărie, poți să o faci, dar dăm și mie dreptul de a nu mai fi taxat și de a lucra cu un furnizor privat. E bine, e foarte greu, domnule Popa, să discuți inclusiv cu colegi de-a mea. Eu lucrez într-o corporație mare, americană, aici în Iași. Dacă atunci când am încercat să le spun colegilor mei, care corporatiștii se cred mai emancipați din anumite puncte de vedere, când am încercat să le spun chestia asta, mi-au dat același răspuns ca și ultimul comunist: nu, că sănătatea e un drept și dacă o vom privatiza, atunci numai bogații vor mai avea acces la ea. Deci nivelul de analfabetism economic este foarte mare. O parte din sclavia economică pe care statul o face cu acceptul nostru se întâmplă, din punctul meu de vedere, din cauza unor lipse de conștientizare a realității economice. Nouă ne este frică să trăim pe picioarele noastre. Statul comunist ne-a adresat, cum a spus la început, să fim ca niște căței care, dacă ne spune să stăm în două lăbuțe și să facem ha-ha-ha cu limba afară, așa facem. Și ne este frică să fim pe picioarele noastre, că nu înțelegem să ne asumăm libertatea și vrem ca alții să plătească pentru sănătatea noastră, vrem ca alții să plătească pentru pensia noastră. Păi de ce să plătesc eu pensie la stat când statul acela nu îmi va da nici măcar suma egală pe care am cotizat-o, îmi dă undeva la o treime și nu mai pun inflația, pe care inflație tot statul o creează. Deci este foarte multă cooperare voluntară a populației, dintr-o nerealizare conștientă a ceea ce se întâmplă din punct de vedere economic într-o societate. Și deci cumva sclavia asta pe care o avem noi acum vis-a-vis de taxe și impozite și deficitul bugetar nu este aceeași cu cea care a fost impusă de Imperiul Austro-Hungar. Vă rog, continuați. E vorba de aritmetică, domnule Vasile Stoiculescu. Sunt inginer și știu să fac socotele. Deci aceste taxe și impozite de care vorbim noi au o singură și mare cauză. 5 milioane de pensionari, 5 milioane de copii, 500 de mii de șomeri, 500 de mii de handicapați,
și 2, ceva milioane de funcționari. Că nu numai 1,5, 1,5 la care se adaugă armata, poliția, care nu sunt funcționari. Și rămân vreo 2 milioane care trebuie să țină în spate 13. E ca și cum dumneata cu soția dumitale mergeți la lucru și sunteți foarte, foarte hărnicuți. Și veniți acasă și aveți 13 copii la masă. Cât ați fi de hărnicuți, nu puteți să-i hrăniți. Asta face România. Și ce veți face? Mergeți la vecin să luați un par de lapte în plus. Asta face România. 3,5 milioane de euro în fiecare zi se împrumută România. Eu sunt conștient de lucrul ăsta. Eu n-am spus altceva decât am analizat care e situația. Noi n-am discutat încă soluții despre lucrul ăsta. Soluțiile sunt tot la noi, nu la Ursula von der Leyen și nici la occidental. De ce să nu luăm ce e bun de la occidental? Nu spun că tot Occidentul e creepy și e tot ce e la noi și tradițional e bun și să fluturăm steagul nostru și dacii nemaipomeniți. Nu, e departe de mine. Dar trebuie totuși să fiu atent că Neagoe Pasarab, când îi scria copilului său, îl încuraja să facă rugăciune. Iar Machiavelli, dincolo, tot călma în aceeași perioadă, spunea că dacă vrei să domnești, trebuie să-ți omori toți prietenii și toate rudele. Acum, e exagerat exemplul meu puțin. Sigur că da. Am exagerat puțin exemplul ăsta, l-am pus pe Neagoe Pasarab cu Machiavelli. Dar nici nu pot să nu văd lucrurile astea. Sigur, atâta timp cât această aritmetică este total deplasată. Pe vremea lui doamna Merkel, țin o minte că procentul între cei care sunt persoane active și persoanele inactive, și aici intrăm și cu refugiați și cu nerefugiați și cu imigranți și cu emigranți și cu bătrâni și așa mai departe, procentul era undeva 1,15 și a vrut să-l ducă la 1,5. IG Metall, cel mai puternic sindicat din Germania, a scos 1 milion de oameni în stradă și n-a putut să facă treaba asta. Păi dacă la noi este 2 la 13, faceți dumneavoastră socoteala. Cât înseamnă între persoanele care s-ar putea să creeze plus valoare? Pentru că a activa într-o societate comercială privată nu înseamnă că și creezi plus valoare. Ai șansă de asta, nu înseamnă că este o condiție sine qua non. Da? În momentul în care tu trebuie să susții toată povestea, și atunci ce face statul? Mărește acciza, mărește prețul la energie, încearcă și apasă. Și statul uită că există legea a treia lui Newton. Legea a treia lui Newton care spune în felul următor: când eu apăs într-un loc, reacțiunea apare alte forțe de să încerce să reacționeze. Deci eu nu pot să mă duc într-o parte și în altă să fac numai într-o societate și într-una nu. Apropo de subvenții. Păi subvențiile astea, am citit, ele sunt după al doilea război mondial. Păi după al doilea război mondial nu prea erau cine să lucreze în agricultură. Era foamete și trebuia susținut agricultura. Dar tu, în momentul în care ai ajuns la o anumită bunăstare, tu trebuia să faci politic să renunți la treaba asta. Taică mi-a fiertat, m-a învățat, a zis: copilă, și mi-a arătat mâna așa: dacă tu îți faci relații dând de mâncare din mâna asta, tu să ai grijă ca mâna aia să fie tot timpul mâncare. Că altfel, când nu mai este mâncare, mâna ta, în fața ta e un balaur. Și balaurul alea mai multe capete, nu că îți mănâncă mâna, te mănâncă și pe tine. Tu când ai deschis o cutie a Pandorei și ai încercat să faci o anumită politică, și a venit un european și a zis: pac, 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 ce înseamnă politică agricolă comună? Că noi suntem Uniunea Europeană, trebuie să acceptăm lucrul ăsta, da? Păi trebuie să ne gândim și să punem la masă niște oameni capabili, și aici ajungem de fapt la liderii noștri, care să știe să gândească, să negocieze viziunea de ansamblu. Nu să le luăm gata pe nemâncatele. De aceea eu sper că România încă are oameni capabili care să meargă și să fie o voce de început. Am avut acum câteva zeci de secunde un clip cu Mihai Neamțu. Da, eu sunt convins că el poate să fie un începător, poate să creeze o fisură, să înceapă să creeze o voce care pe de o parte să fie o voce deșteaptă și pe de altă parte să fie o reprezentanță a creștinilor. Pentru că noi nu avem reprezentanți. Pe nu ne reprezintă nimeni. Deci pe maghiarii reprezintă UDMR-ul, pe romii reprezintă Partida Romilor și așa mai departe. De ce nu facem Partidul Ortodoxilor?
Pentru că ca să ne simțim și noi într-un fel sau altul implicați. Nu trebuie să fim neapărat liberali sau trebuie să fim neapărat de stânga sau să fim într-o altă direcție. Da? Putem să facem partide confesionale, nu? Nu, nu putem face. Dar putem să susținem persoane care să ne împărtășească ideile și valorile noastre. Da. Și unul dintre ei, din punctul meu de vedere, este Mihai Neamțu. Care poate să facă lucrul ăsta. Pentru că dacă nu vom face lucrul ăsta, vom rămâne doar să ne lamentăm. Ne vom lamenta și trăim într-o mare oală a isteriei. Dumneavoastră nu vedeți că politica la noi e isterică? Totul e isterie. Totul se bazează pe isterie. Ați mai auzit ceva de, cum le zicea la bărea, azilele groazei? Ați mai auzit de crevedia ceva? Tot timpul ni se aruncă o isterie, noi trebuie să mergem acolo să ne isterizăm. Vai de mine, vai de mine, vai de mine. Dumnezeu, dacă nu facem nimic ca să schimbăm colectivul și altele și altele și mai departe, pentru că această isterie ne face să nu fim liniștiți și să gândim corect, să ne alegem corect liderii. Păi Moise a plimbat 40 de ani să crească noua generație, dar n-a stat în fund pe bordure mâncând semințe. I-a plimbat acolo și a crescut între timp, ca să poată să-i folosească și societatea să beneficieze de ei. Și când a trecut Iordaniu, se scrie acolo cu 700 de bărbați. Călări au trecut Iordaniu și nu i-au așteptat aia când au trecut Iordaniu. Zic, oh, venit Moise, să trăiești, boierule, ce bine îmi pare că ai venit. Nici acolo n-a fost greu, deci până să ajungă Ierusalim. Deci toate aceste provocări, tot acest timp istoric trebuie să-l petrecem toți. Nu putem să stăm și așteptăm să ne cadă din cer. Spuneam despre România că îi pară măleață și că putem să ne bucurăm de pământul ăsta. Totuși trebuie în scârbă sau mai nescârbă să-l semănăm și după aceea să-l grijim și după aceea să luăm roadele respective și să le distribuim. Da? Asta înseamnă administrație, asta înseamnă guvernare. Să le distribuim corespunzător. Nu să ajungem din criză în criză, din criză în criză. Când a venit Reagan la, dacă țineți minte, era tânăr sau era cu tata, cred că, în anii 81, dacă nu mă înșel. Aveam un an, un an aveam. În discursul lui de la Casa Albă, a spus că suntem într-o criză în care guvernul nu-i soluția, ci e problema. Deci a spus-o direct în față. Bă, băieți, problema noastră nu sunteți voi, ci e guvernul ăsta care nu știe să gestioneze, sau nu știe să echilibreze, nu știe să armonizeze din punctul ăsta de vedere forțele sociale, forțele economice, toți care participă la viața noastră socială și politică. Stăm în anul 2024, atenție mare! Atenție mare pe cine și cum alegem. Eu nu spun să mergeți într-o parte, eu v-am dat un exemplu. Mihai este un exemplu. Puteți să alegeți încă 30 și... Vroiam să vă întreb cu cred, pentru că am urmărit două clipuri cu crâmpe, cu frânturi din diversele sale apariții publice. Îl cunosc și eu pe Mihai de când a lansat cartea Fenomenul Trump, pe care am citit-o și mi-a plăcut foarte mult modul în care dânsul a analizat situația din America în perioada aceea, 2015-2016, și radiografia onestă pe care a făcut-o, și a fost singurul om din zona intelectualilor conservatori și a politicienilor de dreapta care au făcut o imagine corectă a fenomenului electoral Donald Trump în acea perioadă și care, vorba noastră, ca să vă citez, nu s-a isterizat de ascensiunea sa în Casa Albă. Și asta a fost pentru mine un indiciu că poate ar trebui să dau atenție la ceea ce are de spus Mihai în spațiu public. Dar dumneavoastră aveți mult mai multă experiență cu dânsul și îl cunoașteți mult mai bine. Dați-ne câteva motive pentru care dumneavoastră aveți încredere în Mihail Neamțu, că poate să fie o voce pentru creștini, pentru oamenii de dreapta care știu ce înseamnă dreapta cu adevărat și nu o dreaptă scăldată care ori e dreaptă doar din punct de vedere cultural și economic, îi face concurență lui Stalin, ori nu e deloc dreaptă, dar e dreaptă doar pe hârtie, pentru oamenii de bun simț, pentru oamenii care apreciază frumosul, esteticul, calmul, nu isteria, nu urletele, nu mahalagismul și nu dăm nume de politicieni în prezent care se folosesc de aceste atribute și care atrag mase mari de oameni care au niște frustrări, poate legitime în anumite puncte de vedere, dar care, din punctul meu de vedere, se sinucid singuri
și sar din lac în puț în momentul în care își aleg modele în acești, așa zici, lider. Deci ce puncte forte ați vedea dumneavoastră la omul politic Mihail Neamțu? Nu vreau să încep acum să pun o listă întreagă de atribute pozitive pe care le are Mihai, ci vreau să atrag atenția asupra școlilor, în primul rând, deci începând de la școlile pe care le-a făcut, pe bună, nu Spiru, Haret și alte SNPP-uri și alte povești. Deci pregătirea lui Mihai din punct de vedere sociologic este pregătirea lui Mihai din punct de vedere teologic. Da? El a terminat totuși o facultate din punctul ăsta de vedere și are câteva doctorate făcute pe bune atât în Statele Unite cât și în Germania. Deci, plecând de la pregătirea lui ca și bază, să zicem, universitățile, doctoratele se luăm ca bază. Da? După aceea mă uit la activitatea lui și ce are, observ eu, este o consecvență a discursului, pentru că tu nu poți să vorbești astăzi de Iisus și după aceea să vorbești de o jumătate de Iisus. Tu nu poți să vorbești de o familie și după aceea să vorbești numai de o jumătate de familie sau de o jumătate de valoare. În momentul când tu vorbești de niște valori care sunt contrapuse, să zicem, la frică și ură, da? Cine se contrapune la frică și ură? Dragoste și adevărul. Nu există alte, deci contrapunerea la progresism. După aceea a dovedit și dovedește o foarte mare capacitate de a sintetiza și de a analiza ce se întâmplă în lumea noastră. Pentru că să știți dumneavoastră că una dintre marile probleme pe care le avem noi ca și angajatori este că întâlnim foarte mulți angajați cu o gândire rațională, nu analitică. O societate comercială în anul de grație 2024 și în tot orice altă, să zicem, structură lucrativă are nevoie de oameni cu o gândire analitică. Și am avut, cel puțin cei care am făcut școală până în 1990, am avut ocazia să avem șansa să primim la timp informația. Pentru că dacă tu vii la un copil și dai mai repede sau mai târziu informația, aceea nu va fi absorbită corespunzător. Noi în blocul de est am avut această șansă nu pentru că au fost conducătorii noștri foarte deștepți, ci conducătorii noștri au făcut altfel decât au făcut occidentali. Care occidentali, pe scurt, după o revoltă care s-a inițiat la Sorbona în Paris în 1968, la Institut Teologic, adică băieți deștepți cu studiul lui Dumnezeu, atunci apare o revoltă în 1968 care a fost înăbușită. Nu stau acum să spun prea multe lucruri, ca să ajung de fapt la ceea ce ne interesează sau la ceea ce vreau să vă spun. Da? Pe vremea aceea, președintele Franței era generalul de Gaulle. Întâmplător, la momentul în care izbucnesc aceste revolte a studenților de la Sorbona, generalul de Gaulle era la București, discuta cu Ceaușescu despre Dacia 1300. Asta așa, ca o, să zicem, ca o pată de culoare. Află că au început revoltele acolo, oprește discuțiile cu Ceaușescu, se urcă în avion și pleacă la Paris să liniștească lucrurile. Pe avion dă telefon la niște divizii de blindate care erau în sud-vestul Germaniei. Germania era împărțită în patru mari regiuni. Regiunea care Franța o deținea ca sub control, de acolo vin spre Paris, dar nu tancurile au fost cele care au oprit această revoltă, ci faptul că muncitorii din Paris și la marile întreprinderi de acolo n-au accesat la, sau achesat, se spune astăzi, au achesat la revolta studenților. Ei, după ce s-au încheiat problemele astea cu studenții, au fost urâte, s-au bătut pe străzi cu poliția, morți, răniți, baricade, urât de tot. Dacă vreți, uitați-vă pe net și vedeți acolo. S-au întrebat oare de ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Și l-au pus președinte de comisie parlamentară, pe bune de data asta, pe un mare sociolog numit Jean-Jacques Piaget.
și au dat 6 luni de zile să afle care e cauza, să nu se mai întâmple acest lucru. Și după 6 luni de zile a venit domnul Jean-Georges Piaget și le-a spus: sunt mai multe cauze, le-a făcut un list, le-a povestit acolo, nu știu ce, și le-a zis și faptul că prea mulți cu pregătire medie au acces la cunoștințe superioare. Adică cum? Păi când ne naștem avem un IQ și IQ-ul ăla mediu, ei reușeau prin sistemul ăla să ajungă la informații superioare. Deci noi am și făcut un experiment, au luat 3.000 de copii de 3 ani, vârstă 3 ani, și au pus în față la 3.000 de piane cu 3.000 de partituri și unul a cântat. Unul a cântat, fără nicio pregătire. Și a zis: voi păra vreți, păreți tu? Vreți șofer de trolebuz, bucătar, cameristă la hotel, zidar și mai departe. Restul n-au ce să caute la... Păi stai, zice, dar cum putem noi să facem o selecție, să-i spunem: tu ești Ahmed și ai ochii verzi și tu poți să intri și ăla nu poate să intre că nu-i pierd și așa mai departe. Facă niște selecții de ăștia cum încercaseră, de altfel mai înainte vă spusesem despre Hitler și despre Stalin. Și atunci Piaget le-a spus în felul următor: în mod natural, Dumnezeu ne-a creat ca în jurul vârstei de 10 ani să schimbăm gândirea rațională în gândirea analitică. Noi până la clasa 4, clasa 1, 2, 3, 4, noi am făcut aritmetică. Aia se numește gândire rațională. 1 plus 1 egal 2. Aia se numește gândire rațională. Din clasa 5 am făcut algebră, trigonometrie și analiză matematică, care înseamnă deja o gândire analitică, nu înseamnă gândire rațională. Și atunci ce au făcut ei? Aveau două variante: să dea informația mai repede sau mai târziu, ca să se facă o selecție naturală. Și au ales să dea informația mai târziu. Când s-au deschis granițele României în 1990, noi am observat că ăia din Germania, de exemplu, că după aceea tot Occidentul a luat acest model, ăia din Germania, ce făceam noi în clasa 7, aia făceau în clasa 9. Era o diferență cam de 2 ani de zile între informația pe care o primisem noi din România, atâta știam noi, vis-a-vis de cei din Germania. Pentru că ăia dădeau informația mai târziu. Prin asta, făcându-se o selecție, plecând de la IQ, să ajunge la EQ. EQ înseamnă educația, inteligența educativă, educată. Nu înseamnă inteligența primită de la mamă. Și ea vin la Mihai Neamțu. Mihai Neamțu, ca și mine, de altfel, am avut șansa să primim informația când am putut să o absorbim. Pentru că dacă tu dai informația mai repede sau mai târziu, nu poți să o absoarbă. Uite, chiar am scris despre treaba asta, că uitându-mă în cartea de matematică a copilului meu de clasa a doua, când era în clasa a doua, asta mic, acum e în clasa a noua, am văzut niște paranteze mari, un rând de rații, un rând de găini și un rând de gâște. Și m-a rămas blocat, era matrice. Nu contează că ai desenat o rață sau ai pus X și Y, tu ai dat o informație mult prea repede. Și în învățământul românesc, acum au sărit din la câmpuț, au venit în partea cealaltă și acum dau informația prea repede, nu prea târziu. Adică exact invers sistemului occidental, pentru că cei care nu pot să absorbă, un copil de clasa a doua n-are cum, mai ales matematică. Matematica trebuie să o înveți pas cu pas. Nu poți să, în clasa 5-a nu poți să faci matematică dacă nu ai clasa 4-a, 3-a, 2-a și 1-a așa mai departe și mai departe. Deci este o logică a lucrurilor care dezvoltă modul de a gândi. Și modul de a gândi, când îl dezvolți, atunci poți să ai capacitatea să-ți alegi lideri, să te autoconduci, să te autodisciplinezi. Că nu totdeauna statul polițienesc. Noi vrem disciplină. Până dacă mâine statul nostru devine polițienesc, noi doi nu mai vorbim aici. În momentul când dumneata ai deschis ăla, în momentul când ai deschis internetul, și pe dumneata și pe mine au venit și m-au arestat. Deci noi nu ne dorim un stat polițienesc, dar totuși trebuie și noi să facem câte ceva. Acum, statul este un zeu și zeul ăsta trebuie să ne dea de toate. Motorină, să ne dea spitale, să ne dea asistență socială, să ne dea tot. Păi n-are cum, el e un administrator a banilor noștri. Dacă eu nu pot să produc mai mult, dar dincolo de producția propriu-zisă, cifre, PIB-uri și așa mai departe. Asta și apropo de chestia cu pensiile, mă aminte, păi PIB-ul României este 1550 de miliarde în lei. Rețineți cifra asta, înseamnă vreo 300 de miliarde de euro. Fondul de pensii în România este 110 miliarde.
adică 7 și vreo 0,6%. Uniunea Europeană, onori Uniunea Europeană, că dacă zicem Uniunea Europeană deja zeu zeilor, da? A venit și a zis că statele pot să dea până la 9,4% din produsul intern brut. Și atunci au sărit toți ONG-iștii și toți progresiștii, au zis: cum? Nu puteți să dați pensii, că noi dăm numai 7% din produsul intern brut. Nu dăm 9,4%. Și au făcut repede socoteala și au zis: aoleu, 32% putem da. Băi, fraților, dacă o luăm procentual, sigur că da, așa este. Așa este, putem, dacă ne las Uniunea Europeană, doamna von der Leyen și toți aia de pe acolo, dăm 9,4. Dar de unde tăiem? Trebuie să ne înțelegem. Ce trebuie să facem? Tăiem de la școală, tăiem de la drum, tăiem de la spital, de undeva trebuie să tai. Pentru că numai atât putem să producem, nu ne putem uita. Și asta un aspect, și al doilea aspect este vorba și de prioritizarea nevoilor pe care le avem. Păi dacă țăranul român o făcut repede, i-a dat un an bun și a făcut niște grâuri de astea, repede o fugit la mol să-i cumpără bazmalul tanti floare, s-a dus repede la băi, acum stă cu craci în sus, gata, că acum avem profit. S-o fi gândit să pună ceva deoparte, să pună un avans la un nou tractor, să repare gardul, să repare casa și mai departe. Deci nu trebuie să ne aruncăm imediat că am avut un an bun din punct de vedere economic, da? Și să nu ne mai tot lamentăm, că toată ziua ne lamentăm și când ne aude cu războiul la graniță. Păi vreau să vă mai spun un lucru. Nu vă supărați pe mine. Țările Baltice au graniță cu Rusia. Noi nu avem graniță cu Rusia. Țările Baltice în 2021 aveau, vorbesc în general, toate trei pe acolo, că sunt trei bucăți, aveau cam 20% inflație. 20%, da? Și azi au 6. Ei n-au război la graniță. A, nu, ei au graniță cu Rusia, nu cu Ucraina. Când noi, vreau să spun, că avem deja nu două cifre și noi suntem la 6, ca și inflație. Când mă bucur că statul român nu s-a lăsat ispitit să mențină inflația. Pentru că cel mai pervers impozit care poate fi pe spatele unor oameni este inflația. Deci ăla este cel mai pervers impozit. Când e inflație, statul câștigă, fraților. Deci eu am rămas mut în momentul când am trecut de la două cifre, 11-12%, am trecut la 9, după aia la 8, după aia la 7. Nu-mi venea să cred, nici acum nu vin să cred. Cum nu s-au lăsat ei ispitiți să mențină inflația? Pentru că în momentul când au inflație, prețurile, inflație înseamnă, cresc toate prețurile, ca să nu vorbim tehnic. Dar asta este o consecință. Creșterea prețurilor este o consecință, nu este inflația în sine. Este o consecință a inflației. E o consecință când se dorește să nu fie pârghie. Deci domnul Muguri Sărescu, domnul nostru guvernator, ăla care semnează pe bani, ani de zile politica lui a fost să, din pârghii, da? Să țină. Cursul valutar era una dintre pârghii. Raporturile ca să acopere de deficitul de balanță între export și import. Și să mai acopere ceva. Nemunca. Niciun politician nu o să vină să vă spună: băi, fraților, vreți progres, da? Păi ar trebui de mâine să lăsați teatrul deoparte, să nu vă mai faceți că munciți și să vă apucați de muncă. Știți cine le-a spus asta? Le-a spus Margaret Thatcher în 1980. Le-a spus: nu vă mai mințiți. Singura cale a progresului este hard work. Întâmplător, eu am aflat în 2014, cred că am fost invitat la Congresul Partidului Conservator din Marea Britanie de domnul Cameron, de pe vremea respectivă prim-ministru Marii Britanii, într-un context, bineînțeles, ei vreau să mă duc acolo și să arate: oh, domnul Nicolae, antreprenor român care nu invadează Marea Britanie. Pe vremea aia erau speriați că, vai de mine, deschid granițe, vin românii și invadează. Și ei mă foloseau din punctul ăsta de vedere. Eu mi-am dat seama că ei vor să mă folosească, dar m-am bucurat că am avut acces patru zile să stau acolo. Aproape un cartier întreg au înconjurat cu garduri. Pe afară erau, bineînțeles, stângiștii, steaguri roșii, cai cu ochelari să-i păzească acolo. Dar am avut ocazia să stau și să nu fac nimic, ca să-i urmăresc. Să-l urmăresc pe Boris Johnson la 5 metri de mine, să-l văd pe Cameron și să văd discursurile lor. Și ceva foarte interesant cu care am rămas de acolo era vorba de mesaj. Apropo de politicienii noștri,
Politicienii noștri încearcă să identifice mesajele pe care să le dea și cum să le dea. Eu vreau să vă spun că în timpul Congresului, cum au rezolvat eu problemă? O țară multiculturală, cum spuneți dumneavoastră, că Transilvania e multiculturală, că Sibiu și-a mai de fapt, nu e adevărat. Și vă o să citesc câteva comentarii, pentru că avem un alt teolog, un prieten foarte bun de-al meu, pe domnul Andrei Derlou, de asemenea este teolog, este scriitor dânsul și poliglot. Și da, ne-a lăsat niște comentarii în care ne instruiește pe amândoi. Amândoi am făcut niște greșeli. Uite, dacă tot am vorbit, hai să le punem acum ca să vedem ce spune dânsul. Da. Dânsul spune așa, domnul Derlou, dacă permiteți o observație, nu trebuie confundat multiculturalitatea cu multiculturalismul. Multiculturalitatea, da, este o realitate veche, coexistența pe același teritoriu a mai multor etnii, e cazul Dobrogei, Transilvaniei, etc. Asta este multiculturalitatea, e un lucru bun, firesc, normal. Ea promovează și se bazează pe omenie și înțelegere între diversele comunități culturale și etnii, în timp ce multiculturalismul este o ideologie. El promovează amestecul omogenizat între etnii, culturi și rase. Scopul acestei ideologii este de a distruge în primul rând tradiția și cultura de sorginte creștină. Scopul este urmărit prin legislație, politici publice și instituții de stat. Statele și organizațiile internaționale precum Uniunea Europeană alocă în acest scop finanțări masive. Multiculturalismul este o ideologie nocivă, anticreștină și trebuie combătut. Deci sunt lucruri nu doar diferite, ci opuse, deși numele lor se confundă adesea și generează confuzie. De aceea atât întrebarea despre multiculturalism, cât și răspunsul trebuia să precizeze această distinție ca să înlăture confuzia din mintea celor ce se uită, ne spune domnul Andrei Derlou. Ești perfect de acord și îmi continui ideea. Pentru faptul că la acea dată și cum e și astăzi, de fapt, Marea Britanie este o formată într-o populație mestecată, ca să nu greșesc vis-a-vis de termenii de Dex, s-au gândit cum să-și transmită mesajul. Mesajul, logo-ul principal acestui congres, iar aș rămas mut când am ajuns acolo să-mi iau badge, era For Hardworking People. For hardworking people. Asta era mesajul Partidului Conservator, da? Și am rămas mut pentru că n-auzisem politicieni ca să vorbească despre muncă în primul rând. Să vorbească despre promovarea muncii corectă și așa mai departe. Dar nu asta am vrut să spun. La un moment dat a apărut pe scenă o fătuță de vreo 10 ani de zile care începea să spună că nu politicianul trebuie să-i facă ei materiile de învățătură, că profesorul știe mai bine, că nu omul politic trebuie să facă lucrul ăsta. După care a venit un băiat de 14 ani, după aia 15, 20, 20 și așa mai departe. Mesajele pe care le-au trimis la grupele de vârstă. Pentru că un musulman de acolo sau un hindu, indian, sunt foarte mulți indieni, foarte mulți pakistanezi așa mai departe, tu nu poți să-i vorbești pe limba lui pe fiecare. Și atunci au luat grupe de vârstă și au transmis acest mesaj pe grupe de vârstă. Dar mesajul era același pentru toți. Ca mesajul să poată să penetreze, să poată să treacă dincolo de forme și să intre pe fond. Dar dacă stăm să ne gândim că iau poate 200 de ani de parlamentarism, da, 200 de ani de experiență, deci au putut să aibă timp să-și crească oameni purtători de sabie, să aibă politicieni care să poată să facă analize, să poată să facă aceste identificări a modului în care trebuie să vorbești cu populația. Dar ai noștri nu vorbesc cu populația. Dom'le, când aude, uitați-vă, oriunde întrebați, trebuie să schimb buletinul, trebuie să schimb cea. Dom'le, sunt îngroziți oamenii. Oamenii nu mai vor să aibă niciun fel de legătură cu instituțiile statului. Deci instituția statului este ceva bau-bau. Deci când trebuie să, și acum luăm la mișto cu dosarul cu șină și cu ea, nu stau să vorbim despre dosare cu șină, ci vorbesc despre concepte generale. În momentul când cetățeanul a ajuns să nu-și mai dorească să iasă din casă, ducă să vorbească cu cineva, pentru că deja instituțiile și-au pierdut credibilitatea. Și aici iarăși vin și spun, trebuie să lucrăm la credibilitatea noastră. Și iarăși vin și mă dau un pic în spate. Dumneavoastră iarăși vin și spun că erați foarte tânăr în 89, câți ani aveați? 7, 6? 9. Domnul meu, înainte de, cum să-i spun, revoluție sau lovitură de stat? Cum vă lovitură de stat. Înainte de lovitura de stat din 1989, da, când se vorbea despre documentele și despre viziunile politico-economice ale României, știți cum se spunea? Politică de partid și stat.
Deci partid și stat. Partidul Comunist Român a confiscat instituțiile statului. Deci nu se punea prea funcționar, era un nimeni, era o văcuță pe pășune. Statul era confiscat de Partidul Comunist. Se spunea documentele de partid și stat. Nu existau documente de stat. Erau numai documente de partid și după aia erau de stat. Ei, după 89, da, a stat cineva, ați auzit de vreo școală de funcționari publici? Ați auzit despre cineva care să îi crească pe acești oameni? Păi nu. Și noi acum ne lovim, mergem la un ghișeu și stăm așa, aplecați acolo la o căsuță din aia așa, umiliți așa, și nu înțelegem de ce doamna din fața noastră este nervoasă, nu știe să explice, nu are răbdare și nu reușește să ne rezolve problema. Pentru că dânsa nu a crescut-o nimeni, nu a educat-o nimeni, nu s-a preocupat nimeni. Noi vrem instituții funcționale, vrem să fie compuse din funcționari cum să cade și ne trezim numai că sunt tot neam în auzit. Aud pe la Suceava că primarul sau cine acolo și-a pus pe nu știu ce nepot, la arhitect șef. Doamne, poate e foarte bun omul ăla. Dar în momentul când tu ai o lipsă de credibilitate, nu-ți permiți să vii să faci lucrul ăsta. Mai ales când toată lumea stă cu ochii pe tine să vadă. Deci, iarăși vin și spun, nu vă încurajez pe toți să îl votați numai pe Mihai Neamțu. Votați oameni deștepți. Votați oameni pe care cunoașteți. Votați oameni care sunt creștini, care vă împărtășesc valorile pe care dumneavoastră le aveți și le-ați crescut. Nu vreți cu Dumnezeu? Aveți alternativă. Cum să nu? Aveți. USR, din câte am înțeles eu, acolo e alternativă. Vă rog frumos, votați USR. E o masă de oameni care asta își doresc. Sigur că da. Votați USR. Niciun fel de problemă. Vorba lui Mircea Badea, vă susțin. Dar lăsați-ne și pe noi, creștinilor, să nu ne fie rușine să ne facem cruce, să nu ne mai jigniți că suntem din epoca preistorică, că venim din Ev Mediu, că suntem retrograți, că noi nu dorim să ne reformăm, că noi nu dorim să progresăm, să mergem înainte. Ba da, dorim să mergem înainte, pentru că înainte sunt copiii noștri. Și noi asta am învățat primul lucru, să ne iubim copiii. Și dacă îi iubim, atunci trebuie să încercăm să le dăm mai departe un viitor în care ei se poate să trăiască. Dacă și așa au curs atât de mult sânge pe aici, prin jurul nostru, în istoria României, păi sângele morților noștri, a străbunilor noștri, ca să avem o țară. Asta nu înseamnă că tot ce e Occident e câh. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Că nu trebuie să învățăm de la ei. Și ei de la noi și noi de la ei, sigur că da. Că Uniunea Europeană, din punctul ăsta de vedere, este o structură politică care avem de câștigat din ea. Nu mai dați în gând că tractoarele care vă pe stradă de 200.000 de euro. Nu mi-am permis așa ceva niciodată. Toate utilajele firmei mele sunt de anii 90. Și cei care mă cunosc știu foarte bine că nu ne-am permis. Am cumpărat secăni, le reparăm, le legăm cu sârmă. Vai mama lor, ce le facem ca să putem să avem și noi, să mergem înainte. Dar haideți să ne păstrăm luciditatea, să ne păstrăm valorile pe care noi le avem și care să le spunem frumos, nu isteric, să le spunem: voi, noi suntem creștini, nu ne interesează, anateme pe voi, dacă nu vă rugați dimineața, satana e pe voi. Nu, domne, Iisus a spus alege, omul a ales treaba asta, hai să alegem și noi, dar să fim respectați la rândul nostru. Și să pornim la drumul ăsta de a crește noile generații, care este singura variantă, să ne apucăm să muncim serios, să muncim aplicat, să nu mai așteptăm să vină tata stat, să vină tata stat să-mi dea. Cine e tata stat? Păi tata stat sunt banii mei și dacă banii eu fac, să zicem, banii într-un hotel, îi ia de acolo și mută dincolo în agricultură, după aia din agricultură ia și mută în altă parte. Pentru că îl obligă pe ăla să vândă laptele cu 1,50 €. Deci aceste dizarmonii creează tensiune în societatea românească. Păi în momentul, când eu văd că în iunie se pun alegerile europarlamentare și restul sunt în noiembrie, oare nu v-ați întrebat de ce? V-ați întrebat de ce? Părerea mea. De ce atât de mare diferența între europarlamentarele care sunt în iunie și restul de alegeri care sunt în mai? Pentru că ei știu foarte bine că un anumit partid numit AUR
a acumulat tot ce înseamnă voturi contra. Deci voturi de răcorire. Și lasă să se răcorească la ori parlamentare și revin ei mai încolo. Dar de ce trebuie să continuăm să votăm contra? Că asta încerc să le spun celor care se uită la noi. Vă rog frumos, votați pro. Dacă voi credeți în USR, votați USR. Nu votați contra. Pentru că un vot contra cumulat nu aduce corpus de lideri corespunzători. Nu are cum să aducă. Doar votul pro va aduce corpusul, acel corpus de lideri care să ne ducă mai departe. Mulți ani de zile, și cu asta chiar închei, muncitorii mei mă întrebau, șeful, noi mergem și ne rugăm la Dumnezeu să ne le dea, să ne dea un lider care să ne scoate din, nu neapărat Mesia, dar un lider carismatic care să ne ducă mai departe. Și de ce nu ni-l dă? Și am spus, bă, părerea mea că nu ni-l dă, că nu-l merităm. Păi cum adică, șeful, de ce nu-l merităm? Păi dacă ni l-ar da acum și noi nu l-am recunoaște, după 3 zile am strigat răstigniți-l, răstigniți-l. Dumnezeu ne dă liderul pe care îl merităm în momentul în care noi îl putem să recunoaștem. Și când spun liderul, nu mă gândesc la unul, mă gândesc la lideri în general. Dar până să ne dea Dumnezeu liderul ăla, trebuie să demonstrăm că noi îl recunoaștem și noi merităm. Și noi suntem lideri la fiecare la locul nostru de muncă, în societatea noastră, pe strada noastră, în casa noastră, în familiile noastre. Noi suntem primul model și dacă noi nu vom fi primul model, n-avem cum să așteptăm să vină altul să fie model pentru noi. Și să ne educăm ca să putem să recunoaștem din punctul ăsta de vedere, să recunoaștem un lider adevărat, să recunoaștem pe cel care poate să armonizeze social această țară. Pentru că, până la urmă, aici suntem și aici trăim. Da, citesc pe, nu e nicio problemă. Citesc pe site-ul domnului Mihail Neamțu, mihailneamtu.eu, o știre, cred că de astăzi este: Dana Grbovan, judecător, e importantă libertatea ta, n-o ceda, nu face ceva contra voinței și crezului tău doar pentru că întreaga lume din jur face asta, ne spune acest judecător, acest domnul judecător. Și mai avem un citat de la dânsa: mă adresez fiecărui cetățean spunându-i, e importantă libertatea ta, nu o ceda. Apărați-vă drepturile pe care le aveți și libertatea, pentru că statul nu o mai face, nu mai pare dispus să o facă. Nu face ceva contra voinței și crezului tău doar pentru că întreaga lume din jur face asta. Fiecare om, indiferent de poziția pe care o are, are acea demnitate și unicitate pentru care trebuie să lupte, să-și o păstreze, a spus doamna judecător Grbovan la podcastul Pe Drept Cuvânt, realizat de Florentin Sucă. Este un articol de pe site-ul mihailneamtu.eu. Doamnelor și domnilor, facem un anunț în premieră, eu și domnul Nicolae Popa, și vă invităm. Vă rog, ați vorbit mai puțin ca mine, vă las pe dumneavoastră. Vă invităm pe 24 februarie la o conferință cu domnul Mihail Neamțu, cu domnul Florin Antonie și cu un recital al Mariei Coman. De asemenea, vor mai participa preotul George Remete, conferențiar universitar dr. Claudiu Areșan și părintele Emil Jurcan. Va fi o conferință culturală în colaborare cu editura Marile Cărți și cu platforma Media Vocea Creștinilor. Dau ultimul cuvânt invitatului meu din această seară, domnul Nicolae Popa. Vă rog. Nu știu cât am reușit să mă fac înțeles. Pe final încerc să mă folosesc și de niște mari vorbitori ai creștinătății. Unul dintre ei este Vasile cel Mare, care a întrebat despre oamenii, tot timpul s-au întrebat cum să dea înainte, ce să facă, care este să zicem, o definiție a progresului real, al bunăstării. Și Vasile cel Mare a răspuns: ora et labora. Adică rugăciune și muncă. Nu există altă variantă. Îmi pare rău. Șmecheriile, trăitul pe lângă margine, nu știu, videoclipuri, videocheturi și alte minunății. Apropo de asta, eu sper să nu fie adevărat ce am citit. 400.000 de femei fac videochat? Așa am citit. Deci eu aș vrea să cred că nu e adevărat. Nu, se estimează undeva la 100.000. 100 de mii, deci, cel puțin mi în s-a părut legal, o cifră absolut legal. Dar ilegal s-ar putea să fie mai multe. Domnule, mi s-a părut o cifră absolut
cutremurătoare. Dincolo de faptul că femeia câștigă bani și poate unul dintre ele întreține familie. Iertați-mă, haideți să corectăm, că mă iau și eu după domnul Dârlău. Nu este video chat, pentru că video chat fac eu cu dumneavoastră acum. Ăsta este video chat. Este un chat, da? Discutăm prin intermediul video. Nu, hai să o numim ceea ce este prostituție online, este prostituție virtuală, este curvie online. Iar proprietarii de așa zise studiouri, nu sunt de fapt studiouri, sunt case de toleranță, sunt bordeluri care se folosesc de tehnologie, se folosesc de internet și de o cameră web și de un laptop. Da? Dar tot prostituție este, chiar dacă nu are loc contactul fizic propriu-zis, este malahie, este masturbare. Acelea nu sunt studio, nu sunt studiouri, că studio, ai un studio de televiziune, ai un studio de filme, Media Pro este studio, casele de toleranță numite studiouri de așa zis video chat sunt de fapt bordeluri online, sunt bordeluri virtuale. Și mai spunem ceva, motivul pentru care politicienii noștri au legalizat ceva ce este profund imoral, adică curvăsăria în spațiu virtual, este simplu motiv banii, pentru a încasa bani de la aceste false studiouri, de fapt bordeluri online care plătesc taxe, pentru că acolo se fac 10.000, dacă nu 100.000 de euro lunar. Vă rog, continuați. Da, nu, mi-am adus aminte de statistica asta citită și că e 100.000 sau 400.000, oricum mi se pare foarte mult. Mi se pare o deviere totală de la statutul care v-am spus, femeia, statutul cel mai înalt este mama, da? Și mi se pare o părăsire a profesiilor, pentru că nu pot să cred că fetele alea sau bărbații alea care sunt acolo n-au făcut o școală, nu știu, 12 clase, au făcut o facultate, n-au făcut. Zilele trecute, domnule Popa, zilele trecute mă uitam, un astfel de bordel online are un canal de YouTube din București, au un canal de YouTube, își fac reclamă și pe TikTok unde încearcă să racoleze fete tinere de la țară, din mediile defavorizate și le ademenesc cu banii pe care îi fac. Și am intrat pe canalul lor de YouTube. YouTube permite existența racolării de prostituție online. Nu mai spun că multe din ele devin surse de trafic de carne vie, aia e altă poveste. Și acolo era o proprietară sau, mă rog, o matroană din asta, da? O proprietară de femei care se prostituează online cu o absolventă, cel puțin așa spunea ea, o absolventă de medicină care spunea că a renunțat la a fi doctor și a vindeca oameni pentru a se prostitua online. Deci este o încercare de normalizare. Deci da, sunt fete cu facultate, dar care din motive teologice și altele, care eu sincer nu vreau să intru acum să le explic, poate domnul Dârlău sau alții mai cu experiență decât mine pot explica această malformare a spiritului pe care îl trăim în ziua de astăzi, aleg să se prostitueze online, să devină curve online pentru bani. Da. Asta este din și toate, și într-un final se ajunge la o națiune abrutizată. Deci noi suntem într-o situație în care ne comportăm ca o națiune abrutizată. Dacă îl mai pierdem și pe Iisus ca model, pentru că el este un model, da? Calea și modelul, vine și statul care nu mai știe în ce colț să se bage, pentru că este și el plin de părerologi neprofesioniști. Avem senzația tot timpul că trăim într-o societate în care nici dulgherul nu mai e dulgher, nici medicul nu mai e medic, toată lumea e, dar când e să vorbim despre ceva, suntem cei mai buni la de toate. Ne pricepem la fotbal, la construcții, la politică, le știm pe toate. Suntem extraordinar de buni părerologi. Chiar am scris zilele trecute despre părerologia Land din România. Și dând o mică anecdotă apropo de faptul că un miriapod se duce la o buvniță care aflase că ea le știe pe toate și îi spune: bă, mă dor picioarele, dar nu mai pot. La care stă buvnița suită așa la ea, zice: bă, părerea mea este că ai prea multe picioare. Da, mă, să aici ai dreptate, mă. Păi ce să fac? Păi zice, ia transformă-te tu într-un șoarece și atunci ai numai patru picioare și nu o să te mai doare sau te doare mai puțin. La care miriapodul zice: și cum fac asta? Ei, nu mă bate la cap, eu mă ocup de politici generale, nu mă ocup de implementare. Și cam așa se întâmplă și la noi. Ne dăm cu părerea la nivelul general, generalizăm foarte, foarte mult,
nu suntem în stare să putem să avem niște păreri sau, mă rog, opinii foarte bine structurate. Și de aceea nici eu de multe ori am refuzat, nu sunteți primul care m-a chemat într-un podcast. Și am refuzat de foarte multe ori pentru că nu vreau să fiu la rândul meu un fariseu și să încerc să-mi dau cu părerea despre niște lucruri care poate nu sunt pregătit. Am acceptat în această seară să vorbesc cu dumneavoastră și să împărtășesc cu cei care ne privesc și cu cei care o să ne privească, pentru că dragostea nu face rău aproape lui. Și vreau să cred că am transmis, din punctul ăsta de vedere, toată dragostea pentru acest popor din care mă trag. Nu vreau să plec din țară. Băiatul meu peste 10 ani de zile termină studiile și nu vreau să plece din țară. Vă rog foarte mult să ne ajutăm unul pe altul. Copiii noștri să nu mai plece dincolo, că vom trebui să plecăm și noi. Și nu o să mai avem o cruce în capătul mormântului nostru. Și nu o să mai putem să avem cine să vină să pună o floare sau să spună o poveste despre ceea ce am făcut noi în această țară. Și de aceea vă încurajez să faceți ce faceți cu dragoste, să faceți cu multă muncă, nu se poate altfel, îmi pare rău, să nu vă lăsați copleșiți de trecut, să nu vă lăsați înspăimântați de viitor, să trăiți prezentul, să vi-l asumați. E greu, știu, trebuie să vă-l asumați, trebuie să vă responsabilizați, să luați lucrurile și să găsiți soluțiile pentru voi. Și dacă veți găsi voi soluții și ceilalți vă găsi soluții, națiunea asta va găsi soluții. Ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, ca să ne dea puterea și înțelepciunea să alegem corect, să alegem binele, să mergem mai departe cu dragoste, ca să nu ne mai facem rău, să nu ne mai isterizăm, să nu ne ne trezim într-o situație care peste 3 zile va fi altă isterie și după altă isterie și altă isterie. Ne uităm la televizor și vom vedea că prezentul are memorie, deci el poate fi trăit și el poate să aibă, din punctul ăsta de vedere, un viitor care să nu fie o fată morgană. O să vină și vi se spună: vă dăm, vă facem, apropo asta cu 40% de pensii. Ei aveau impresia că dacă o anunță, societatea nu o să reacționeze. Și după care o să vină să explice că e de fapt numai 7% din PIB și că trebuie 9,4% și uite, au 34 voie de la stăpânirea mare. Deci astea sunt niște greșeli fragrante de amatori. Iar noi, dacă îl vedem că e amator, ne rugăm pentru el să lumineze pe Ciolacu și pe toți cei care sunt acolo, să lumineze Dumnezeu, ca să nu mai facă asemenea greșeli, să nu mai asmută oamenii, să nu mai creeze isterie, să nu mai creeze frică. Păi după lovitura de stat auzeam la radio ani de zile, indiferent ce știi era, aveai senzația că e 23 august. Un tramvai odereat. Așa și o dat de un sâmbure și o ieșit ăla de pe șină, a venit Nea Gigi și l-a pus la loc. Deci, ca să se creeze această senzație de frică, să stai tot timpul cu frică, să stai tot timpul isterizat, să nu-ți dai seama, păi greșește unul în trafic, să dă la în jos, începe să înjure, scoate bâte, el are frustrările din spate, el nu este echilibrat emoțional. El este tot timpul supus asupra unei presiuni enorme. N-ai plătit aia, nu e aia, s-a oprit gazul, nu a venit aia, trebuie să mă duc la primărie, vai de mine, unde intru acolo, nu-mi dă autorizație, n-am avut autorizație, m-a amendat, a venit poliția locală. Deci cetățeanul este abrutizat, este absolut strivit. Și atunci eu vă încurajez să vă liniștiți și liniștea se face în sânul familiei, în rugăciune, se face respectându-vă între voi ca oameni, ca cetățeni, ca vecini, să dați exemplu copiilor de vis-a-vis. Când veniți acasă, nu ambalați mașina, nu, i-am spus la niște tanti mulți ani în urmă, domnule,
când mergeți acasă, eu niște reportițe pe la ceva televiziune asta ciudată, zic, când veniți acasă, nu mai alungați copiii de acolo să se joace ca să-ți parchezi dumneavoastră mașina. E o problemă în București, știu. Găsește loc de parcare și pune-te lângă ei și întreabă-i de Petre Ispirescu, ați auzit? Și dacă nu au auzit, spuneți-le o poveste. Și a doua zi veniți-le cu o carte și citiți-le voi și educați, chiar dacă nu-s copiii voștri, s-ar putea să fie peste 15 ani șeful tău, să fie președintele României, să fie primar orașului. Deci dacă noi nu facem acest efort și ne mărginim doar la copiii noștri și nu venim să ne implicăm social, din punctul meu de vedere, partidele de dreapta, și vorbesc dreapta, e ora 3, dacă luăm ceasul politic, ora 9 este stânga, da? Ca să facă exercițiul ăsta să ne înțeleagă unii și alții. La ora 12 centru, la ora 3 dreapta și la ora 6 se întâlnește dreapta extremă cu stânga extremă. Întotdeauna a fost așa, da? Dar eu vorbesc despre o dreaptă conservatoare ora 3 și călugării zic că nu pe ceasul al 9-lea, care după ceasul după ora 15 atunci mănâncă. Deci la ora 3 după masă, da? PNL-ul n-a fost niciodată dreapta, a fost centru, dar foarte bine, n-am nimic împotrivă. Dar să nu mai spună că e de dreapta, că nu e de dreapta. A fost centru stânga totdeauna. Socialiștii au fost în stânga, sigur că da. Foarte bine, stați acolo în stânga și protejați pe cei care vreți să-i protejați social și reprezentați pe cei care vor. Dar lăsați-i și pe aia de dreapta să poată să crească, să poată balansa. Pentru că armonia politică e una dintre elementele principale de armonie socială generală. Nu se poate. Nu se poate tot cu stânga. Nu se poate să avem tot discurs de stânga ca să ajungem acolo și după aia să fim nevoiți de anumite instituții să facem niște reforme de dreapta. Păi nu țineți minte, în anul 2000, unul dintre oamenii de stânga a României, numit Adrian Năstase, în cei 4 ani de zile a făcut reformă de dreapta. Pentru că trebuia să intrăm în NATO. Și da, dar a făcut-o prost, brutal, stupid. Nu discut cum a făcut-o, ci da, a făcut, un om de stânga a făcut de dreapta. După care sau Victor Ponta, sau... Da, Victor Ponta. A venit domnul Tăricianu, nu, dar un alt exemplu, a venit domnul Tăricianu care a zis, bă, de dreapta, s-a bătut cu pumnii în piept. Și l-a făcut numai stânga, a făcut niște nenorociri cu contractul funcționarului public, care și astăzi tragem de nu mai putem vedea de capul nostru. Deci, politicianul de stânga trebuie să facă discurs de stânga, politică de stânga. Politicianul de dreapta să facă discurs de dreapta, politică de dreapta. Și în armonia acestor, asta e democrația, eu nu știu altă, dacă inventăm alt sistem. Haideți să spunem ceva foarte clar, pentru că România, și mă bucur că ați punctat chestia asta, discurs de stânga, discurs de dreapta. Creștinismul a fost întotdeauna apărat de dreapta și tâlharul din dreapta crucii lui Hristos s-a pocăit și a intrat în rai, ăla din stânga s-a răsculat împotriva lui Mesia și a spus, dacă tu ești Mesia, dă-te jos de pe cruce și pleacă. Deci de acolo începe lupta între dreapta și stânga, din punctul meu de vedere și din ce am citit și alți autori, Răzvan Codrescu și așa mai departe. Deci dreapta este ceea ce stă la dreapta lui Hristos. Stânga este întotdeauna anticristos. Deci nu există, la noi în România, PSD-ul, adică urmașii comuniștilor, ne spun că ei sunt apărătorii credinței. Asta este o minciună. PSD-ul nu este apărătorul credinței, socialismul este anticreștin, pentru că, în primul rând, înlătură liberul arbitru al omului. Da? Dreapta a fost întotdeauna dreapta reală, vorbesc de dreapta, nu vorbesc de o falsă dreaptă, cum a fost Hitler sau mai știu eu care... Așa? Deci dreapta reală întotdeauna a fost dreapta care, da, a pus iubirea aproapelui și iubirea față de Dumnezeu și nu a pus statul mai presus de Dumnezeu. Deci da, Dumnezeu este în centrul universului, în jurul lui ne învârtim cu toții, iar statul este doar un element de ajutor. Dar deja statul a ajuns un fel de Dumnezeu, nu un fel, a ajuns un Dumnezeu în timp ce Dumnezeu a fost aruncat la groapa de gunoi. Iar asta este efectul stângii. Oamenii trebuie să înțeleagă că sunt foarte mulți oameni care spun, eu sunt creștin ortodox, merg la biserică, cu cine ai votat? Ai votat cu PSD-ul. Păi iartă-mă, dar ești într-o eroare. Fratele meu român, dacă tu spui că ești creștin ortodox și votezi PSD-ul, tu practic te sinucizi. Cel puțin din punct de vedere teologic te sinucizi, pentru că tu votezi un partid care este, prin istoria doctrinei de stânga, este anticreștin. Deci, da, nu mai țineți minte ce spunea domnul Iliescu, tovarășul Iliescu? Că proprietatea e un moft? Încă în Constituția României scrie
că statul protejează proprietatea privată, nu o garantează. Deci noi avem niște probleme de structură, da? Păi tu când educi o anumită populație care e frustrată, pentru că șeful de obicei, ce face șeful la serviciu? Îl pune la muncă. Și el merge și votează cu PSD-ul, că el crede că șeful nu votează cu PSD-ul, că votează cu el alt. Și el votează din contra. Ce v-am spus adineaur, n-am intrat chiar în amănunte. Am vorbit la modul general. Cine înțelege, înțelege. Cine nu, nu. Deci, votul pro, dacă tu crezi că politica respectivă este corectă, este reprezentanții respectivi, te regăsești în ei, te rog frumos să votezi. Te rog foarte mult să votezi. Dar lasă-mă și pe mine să-mi votez. Lasă-mă și pe mine să mă manifest. Nu-mi băga tot timpul cu punul în gură. Iar Occidentul, ce s-a întâmplat în Occident? Părere personală vă spun eu. După ce a început să prosperă, în primul rând că prosperitatea s-a bazat pe frică. Pe frica să nu se mai bată între ei. Că de-aia au făcut prima dată colhozul ăla cu Uniunea Economică din 1956. Și a doua, frica de Uniunea Sovietică. Pentru că americanii au debarcat în Italia ca să-i oprească pe ruși. Că altfel ce să se bată în Ardeni? Războiul era pierdut. Toată lumea știa lucrul ăsta. Dar americanii care au debarcat în Sicilia și lângă Roma, sarcina lor este să meargă spre Berlin să-l oprească pe Stalin. Că Stalin nu s-a oprit decât pe la Rotterdam. E bun. Și ei prosperă. Ei, după ce au o perioadă de, să zicem, 20-25 de ani de prosperitate, au început să apară niște surplusuri. Și aia care au ajuns la putere au zis, mă, dar noi cum am face să rămânem mai mult timp aici? Păi, bă, trebuie să ne creăm un corpus de votanți. Păi avem cu ce? Păi sigur că avem. Și au început politici asistență socială, se numește. Și aceste politici de asistență socială, ce vedem acum este efectul lor. Efectul acestor asistențe sociale, și eu vorbesc de Occident, nu vorbesc de România. România a avut pe Ceaușescu și acolo alt regim, altă poveste, altă situație. Dar vorbesc despre Occident. Analiza mea personală este că aceste state asistențialiste, păi se auzea la un moment dat că era 1600 de euro șomajul, când în România nu era 200 de euro salariu. Și Germania își permitea să plătească 1600. După aceea vine capac peste capac, vine doamna Merkel și lasă să treacă prin Europa, îi obligă pe toți 1.300.000 de oameni. Au trecut așa, pur și simplu ca armatele lui Stalin au trecut prin Europa. Sirieni, afgani și mai departe. Marea problemă care s-a pus atunci și mi-am pus eu întrebare, bă, oamenii ăștia au greșit. De ce? Pentru că dacă vă uitați la grupele de gender a acestor 1.300.000, veți observa că femeile nu erau mai mult de 300-400.000 maxim, ci erau 900.000. În momentul în care tu ai 900.000 de bărbați cu 300-400.000 de femei, 500.000 de oameni de a doua zi sunt hunter pe stradă. Biologic, omul își caută o parteneră. Da? Păi de fapt e asta și vrut. E asta și vrut să vină să reîmprospăteze sângele. Dar atât de mari probleme au creat atunci și creează în continuare, că stați că nu m-a început în Germania, dar finalul e ca în Franța. Ia uitați-vă ce e în Franța. Uitați-vă ce este acolo. Hai să ne uităm în Marea Britanie. Păi noroc că sistemul lor politic e atât de mulți ani, încât chiar dacă este primul lor ministru este un indian, the great Britain merge mai departe. Dar gândiți-vă dumneavoastră că atât de mare populație, așa mare dezechilibru social au fost acolo încât băi, au fost mai mulți și au votat un indian de-a lor. Nu, asta vreți? Dacă asta vreți, asta vom face. Dacă noi nu suntem capabili să ne avem niște politicieni, să alegem tot un Fritz sau un Clotilde Armand, chiar nu mai avem politicieni? Ba da, avem, dar trebuie să identificăm, să îi promovăm, da? Pentru că ce se întâmplă? La satele românești, știți cum votează oamenii? Se uită la care e familia cea mai puternică, care e cel mai puternic din sat. Se duce repede și îl votează pe ăla. După care se duce la crijmă și când vede o fătuță că urcă scările, a, păi zice la domn primar, păi da, păi sigur că da. Fătuța aia poate e bătută acasă, poate are o problemă. Deci nu-l mai susțin, îl ponegresc.
după ce îl aleg, îl ponegresc. Și 4 ani, 5 ani de zile, în loc să-l susțină, să curețe șanțurile, să își împartă ce au ei de împărțit, izlazurile și toate problemele lor de acolo, nu-l mai susțin. Numai îl ponegresc în toate părțile. Fraților, nu mai alegeți lideri ca după aceea să urlați la ei că nu sunt buni, că nu fac, că nu drec, că bagă în buzunar, că fură, că din alea. Pentru că ați avut timp să votați destul de mult timp până acum. Vă rog frumos, când îi alegeți, asumați-vă acea alegere. Interesați-vă cine e omul ăla. Și alegeți în cunoștință de cauză, ca el să vă reprezinte într-un fel. Și asta se numește vot pro. Trebuie să începem să votăm pro, nu contra. Nu contează că face 0,2% sau face 20%. Eu nu mă duc să votez cu aur ca aurii la 20%. Doar dacă sunt suficient de nerăcorit și vreau să mă duc să mă... A văzut ce le-am făcut la PSD? M-am dus și am votat cu aur. Ce ai rezolvat, fratele meu? Ce ai rezolvat? Că n-ai rezolvat mare lucru. N-ai făcut nimica pentru că votul ăla nu generează o structură de lideri care să poată să aibă cel puțin o poziție. Nu neapărat să ia guvernare, să zicem o poziție coerentă. Fără scandal, fără țigănie, fără tot timpul cu camera de filmat, că dau în judecată, cum vă permiteți, mai aș permite. Dom'le, suntem în 2024, Dumnezeu mă ierte. Nu putem să continuăm în halul ăsta, râdă ea de noi. Cu cine să stea de vorbă? Vine unul de acolo, de pe la Bruxelles sau din altă parte, cine să stea de vorbă cu noi? De ce să stea de vorbă cu noi? Când noi ne coborâm în asemenea hal, suntem în târg, în piață. Nu putem să argumentăm lucrurile de că vă dau judecată, ăla zice într-un fel, ăla zice în alt fel. Până nu mai înțelege nimica. Păi a fost un circ la votarea bugetului și nimeni n-a înțeles nimica. Ei, după câteva zile vreau să spun că am citit bugetul ăla și m-am cutremurat. Pentru că eu nu cred în teoria conspirației, dar tot acel circ a făcut ca să nu se uite nimeni sau să foarte puțin să vadă ce e în bugetul ăla. Pentru că toți erau cu ochii ațintiți pe domnul Simion și pe doamna Iovanovi sau cum o cheamă. Pe doamna Șoșoacă. Respectiv. Doamna Șoșoacă. Care se mai și prezintă mare apărătoare a ortodoxiei și a smintit foarte mulți creștini ortodoxi care, na, dintr-un motiv sau altul, o urmează, orbește de parcă ar fi prea fericitul patriarh Daniel. Și dânsa numai ortodoxie nu face, nu mă refer la comportament, că toți avem, și eu mă enervez, și eu pot să reacționez urât și așa. Deci mânia este o patimă pe care o avem cu toți într-o măsură mai mare sau mai mică, dar dânsa promovează o altă religie, promovează o religie New Age. Nu mai spun de faptul că e o fostă useristă. Deci nu are nicio treabă cu ortodoxia, din păcate, dar smintește foarte mulți creștini ortodoxi care sunt frustrați, cum bine ați spus, și care nu reușesc să identifice un model corect. Cred că suntem într-o criză de modele corecte pe care să le luăm ca și exemplu. Domnule Popa, a fost o discuție foarte, foarte interesantă, mi-a făcut foarte multă plăcere. Haideți să urmărim un ultim clip cu omul pe care încercăm să-l prezentăm creștinilor, da, pe 24 februarie la Alba, un ultim clip cu domnul Mihai Neamțu. Da. 2008, oficial, statistica spunea că în România, din 58 până în 2008, s-au făcut 22,3 milioane de avorturi. Copiii sunt proiectul nostru. Ambele afirmații fac parte din registrul pe care conservatorii îl socot ființial, esențial. Nu se spune cuvântul ăsta niciodată în discursul public, copii, mame. Aceste trimiteri către ideea de familie sunt quasi inexistente, anume al apartenenței la o comunitate, familia care e matricială. Piața se naște din întâlnirea naturală între bărbat și femeie, între masculin și feminin. Avem populație, nu avem viitor biologic. Moartea este dușmanul dumnezeirii din noi și dușmanul, până la urmă, vieții. Ce face guvernul actual? Se discute, de pildă, în sensul de unei discuții despre creșterea demografică, despre fertilitate, despre natalitate. Da, aici punem punct, da, dragilor, aceste emisiuni. Le mulțumim tuturor care ne-au urmărit. Am avut și un comentariu anti, l-am și pus pentru că eu iubesc libertatea de exprimare și eu vreau să am dezbateri și cu oamenii care gândesc
împotriva ceea ce eu gândesc. Un domn care a spus că cine susține trumpismul este tembel și vă zic în față, foarte bine, am și pus comentariul pe eu nu cenzurez, stânga cenzurează, stânga crede că dacă cenzurează și bagă ideile sub presiunea unui CNCD sau altor instituții bolșevice de cenzură, asta înseamnă că acele idei vor dispărea. Nu, Hristos nu va dispărea din societatea românească, chiar dacă începe să ne prigoniți, și fericiți sunt cei care sunt prigoniți. Asta o spun cu subiect și predicat, fericiți sunt cei care sunt prigoniți și fericiți sunt cei care sunt disprețuiți. Asta cel puțin ne învață Mântuitorul. Deci asta este calea pe care trebuie să mergem. Iar dreapta reală a fost întotdeauna disprețuită de stânga revoluționară și plină de ancoase și de încercări de a răsturna lumea cu susul în jos pentru a căuta o utopie care până la se sfârșește în genocid. Domnule Popa, vă mulțumesc foarte mult. Le mulțumim tuturor. Dacă permiteți, aș mai spune o singură frază. Ultimul cuvânt, vă rog. Ultimul cuvânt le mai povestesc angajaților mei și le spun în felul următor. Un utilaj poate face munca 50 de oameni. Poate și mai mult. Depinde de utilaj. Dar niciun utilaj din lume nu poate face cât un om deștept și harnic. Țineți minte. Un om deștept și harnic poate să facă mai mult decât orice utilaj din lume. Chiar în epoca asta cu AI, IA și așa mai departe, oamenii deștepți și harnici vor reuși. Și vor fi și modele pentru generațiile următoare și vor fi și în placul lui Dumnezeu și în calea lui. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Vă mulțumesc foarte mult! O seară frumoasă! Doamne ajută! Doamne ajută!